A fost 2008, a fost Georgia. Uh -huh. Da? Când au intrat aproape în Tbilisi. Când exact. au zis că georgienii au provocat, când toți se uitau așa sceptic la sa și de atunci. Și el încă de atunci spunea, așteptați că el o să invadeze Europa, el o să invadeze Ucraina, el spunea și toți se uitau la el că la un nebun urban. Era președinte de țară. Da. Deci, reacțiile slabe ale vestului ca răspuns la abuzurile și la operațiunile militare făcute în Federația Rusă au dus la aceea ca să apară războiul din 20. Da. Cei care au făcut ca acest conflict să apară nu atât sunt urmașii lui Stalin, dar urmașii acestui imperiu sovietic care nu se vrea plecat din mințile multor oameni de la Moscova uh -huh. și care fac foarte, multă, foarte multe chestii inumane, au început un război, care după mine este un război absolut cumplit, fără precedent, că toată grandoarea Europei și pe care noi încă nu înțelegem până la urmă și impactul adevărat pe care îl are nu doar asupra Ucrainei, care rezistă cu vitejie dar asupra întregii Europe și asupra arhitecturii care urmează să apară după, după toate astea. De aici, așa când te uiți eu, că Republica Moldova, ne fiind nici în NATO, țară neutră, ne fiind nici în europeană, ne fiind nici uniți, ne, ne având nici măcar un roadmap, ca să zic așa cum se mai ce în engleză, noi nu avem un calendar al unirii. România și nici Chișinăul nu au curajul să iasă public, să zică ne-am unit, faceți ceva cu chestia asta, hai, joacă-o asta! <coughs> Nu chiar așa se face, dar... dar de ce nu? Uh, bun, uh, curajul sunt mulți oameni care pledează pe păi pentru hai, România, dar acum n-aș zice că în primul rând, ne vedem la al lucru, primul lucru trebuie să vă întrebați la București dacă într-adevăr doriți asta. Oamenii trebuie să dorească, sincer, uh, și când o spun să o dorească, asta înseamnă că o dorești atât de mult încât ești gata să asumi și niște sacrificii. Care sunt sacrificii? Deci, orice lucru care vrei să-l faci o să ceară niște sacrificii, o să trebuie să lucrezi fi? pentru unificarea standardelor pentru a aduce țările la Mie același nivel. Mi se pare că Republica Moldova a atras foarte mult. Multe chestii sunt similare. Poliția de frontieră e poliția de frontieră. Am văzut inscripții în limba română pe tot. Da, multe chestii sunt ok. Sunt, sunt chestii Instituții în care mai, care sunt, sunt unul la unul. Unu. De exemplu, Ministerul Afacerilor Interne, MAI la număr. Adică se leagă, e cam aceeași treabă. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IG de LCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Iar invitatul meu de astăzi este Vadim Pistrinciuc, care, după cum a recetat, e leat. Stemleți. Cum adică? Bună ziua și bine v-am găsit. Sunteți născut în 81 februarie, nu? Da. Eu sunt în martie 81. A, asta e. Am înțeles. Leat. Da. Leat da. cu mine. Da. Unul dintre noi, ca să zic așa, leatul meu, a ales să fie om politic și... După aia abandonat. După aia abandonat. <gătări> Dar ați făcut și jurnalism înainte? Nu. Nu, în păcate. Că mai există un jurnalist, am înțeles, acolo. Cu familia mea nu, cred. Nu. Cu numele okay. meu nu. Bun. Sunteți... Uh... Actor politic, ca să zic așa, dar și consilier de tot felul de oameni cu funcții în în stat. Iar în perioada asta vă ocupați cu. În perioada mm -hmm. aceasta sunt director executiv la un think tank, cum se spune astăzi, da. dacă se traduce duce fi tank gânditor. Nu, credem, <laughs> noi nu noi, noi ne considerăm nici tank, nici gânditori prea profunzi, dar conduc un think tank care se ocupă mai mult de problemele de. Conflict, de rezolvarea conflictelor, uh -huh. ne specializăm un pic și pe Transnistria, pe sudul Republicii Moldova, pe Găgăuzia, drepturile omului, politici publice, dar în ultimul timp avem multe activități și proiecte ce țin de reziliență, de rezistența Republicii Moldova în fața crizelor în care este pusă că se Asta sunt e o față de așa grele. frumoasă. Ce faceți de fapt acolo? <laughs> Până a începe acest război cumplit, ne ocupam mult de Transnistria, încercam să facem multe conexiuni între diferite grupuri sociale, grupuri de antreprenori. Nu mai bine faceți o autostradă cu ei, că cred că le-ar conveni. Cu vă... mare dragă am face dacă am avea bani și ne-ar ne ajuta cineva <laughs> cu asta. Din Am păcătă... văzut că sunt multe indicatoare care duc spre Tiraspol din Chișinău. Sunt indicatoare, da, dar nu neapărat nu dacă și drumuri. aveți indicatorul... Și drumuri sunt, și poduri sunt, dar nu neapărat că sunteți lăsați să treceți ușor. Aia zic. Sunt foarte mulți din Republica Moldova, oficiali, chiar și primari de localități care sunt aproape de, de linia aceasta de demarcare de râul Nistru, care... cărora le este interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, care se mai numește în popor și Uhum. Așa, așa trăim noi de foarte mulți ani, de 92 încoace, este destul de complicat și eu am Încă avut Încă un cadou de la urmașii lui Stalin. Da, ar cui ar fi și cred că urmașii... E... Cei care, au, cei care au făcut ca acest conflict să apară nu atât sunt urmașii lui Stalin, dar urmașii acestui imperiu sovietic care nu se vrea plecat din mințile multor oameni de la Moscova uhum. și care fac foarte, multă, foarte multe chestii inumane, au început un război, care după mine este un război absolut cumplit, fără precedent, că toată grandoarea Europei și pe care noi încă nu-l înțelegem până la urmă și impactul adevărat pe care îl are nu doar asupra Ucrainei, care rezistă cu vitejie, dar asupra întregii Europei și asupra arhitecturii care urmează să apară după, toate astea. Despre asta să vorbim. Dar ascultând mă, mă gândeam așa, Republica Moldova a primit cadou acest tiraspol, această zonă de multă vreme, această Transnistria, Cadou. Nu, ea n-a primit o cadouă. Ea este parte a Republicii Moldova. Știu, dar a primit problema... Războiul. Exact. După care au primit un astfel de cadou otrăvit, ca să zic așa, și ucrainenii sub formă de Donbass. Niște Nagorno-Karabakh prin alte părți ale lumii. Și acum mai avem și o situație Palestina. Nu se cam leagă? Nu seamănă un pic între ele așa? Știu că încerc eu să leg niște chestii prea diferite, dar ce le leagă? Aveți, aveți treptate fiindcă ceva le leagă, chiar dacă fiecare din aceste conflicte este absolut diferit în felul său. Dacă vorbim de conflictele înghețate de pe teritoriul fostului Uniunii Sovietice, sunt gânditori, cum spuneam de la început, care spun că, uite, sunt foarte similare și mai ales cât mai departe e gânditorul, cu atât mai similar îi par aceste conflicte, dar ele nu sunt nici pe departe asemănătoare. Dacă vorbim de Karabah, atunci teritoriul recunoscut internațional și de ONU, Carabah, deci Arțah, cum îi spun armenii, de fapt aparține Azerbaijanului. Și dacă vedeți și presiunile internaționale după ultimele intervenții militare ale Azerbaijanului, nu sunt atât de puternice și nu au fost în alte exact. cazuri, anume din cauza că acționează în cadrul teritoriului propriu recunoscut de legislația internațională și de organizațiile internaționale. Deci, Azerbaijanul a acționat în teritoriul propriu. Sigur că au avut, au de suferit victime, deci minoritatea etnică din Azerbaijan, care ar fi armenia, au trebuit să, se plece. Asta ține de alt drept. Dar cel mai important deosebire din acest conflict și cel din Transnistria, în Transnistria este un conflict absolut artificial. Nu au existat motive să zicem, culturale, religioase, etnice, ca să existe astfel de discuții. Nu, dar ai nevoie un Drept în precedent s-a folosit limba eu. română. Apropo, 1991, când separatiștii au început deja, provocau pentru un eventual război, conflict de Penistru, foloseau ca sperietoare pentru populația vorbitoare de limba rusă de acolo. Că sunt și ucraineni și moldoveni care, dar vorbesc limba rusă din Transnistria. Spiritoarea limba română. A, ah, uitați-vă, au trecut la alfabetul latin, următorul pas este unirea, gata, jandarm, deci toată istoria asta, narativul de la începutul anului 90, îl găsiți încă prin arhive. Apropo, sunt foarte bune colecții fotografice din războiul de atunci. Sunt multe monografii, da. amintiri. E, și eu urmăream, de exemplu, după inscripțiile care soldații de atunci le scriau pe taburi sau pe toate mijloacele mobile pe care le aveau, și de o parte și rușii, de partea cealaltă. Da? Ei spuneau așa, nu fașiștilor, și așa mai departe. Deci ei foarte des folosesc în narativele lor de a-i speria pe cei vorbitori de rusă care trăiesc în Republica Moldova sau în Transnistria cu perioada legionară de aici. Pentru că ei foarte des folosesc hai, 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 în să narativ. explicăm. Hai să explicăm. O, o să trecem prin, un pic prin conflictele astea ca să vedem dacă le leagă ceva între ele. Dar dacă tot am, am, ajuns la Transnistria, hai să explicăm un pic care e faza cu sperietoarea cu jandarmul român, pentru că ea e reală. A, este, noi nu o știm aici pe, prin România, pe la București nu se vorbește aproape niciodată, dar jandarmul român în Moldova și Transnistria a fost o, o, e o chestie mai dureroasă din... Da, mai, mai din noastră. Bun, eu nu sunt istoric. îl chemați pe domnul Goșu, are și o carte scrisă să pună la tema asta. O să, o să vă explic și păi el de acolo și știu. Nu -o, -o, da, o să intru prea mult, fiindcă istoricii cu siguranță o să vadă și dacă comit eu vreo greșeală, o să-mi sară în cap. Dar. Ce contează uh, foarte mult e să înțelegem, în primul rând, că nu e vorba de jandarmul de astăzi din România. Mai merg și eu prin București, nu vreau să-mi să, să Nu jandarmul de astăzi, cu... de, la, de la 10 ani. Din perioada interbelică, și evident că atunci puterea politică în România s-a aliat cu alte forțe, cu Germania nazistă, evident exact. că au fost făcute anumite politici. România are cunoscut, inclusiv și crimele Holocaustului, pe teritoriul României. Și noi le-am recunoscut mult mai târziu ca România, în baza raportului Elevizel care a fost făcut. Și, bun, cumva, deși pe de-o parte Marea Unire este Marea Unire partea istoriei noastre și a prezentului nostru, care ne definește prezentul ambelor. cât de tare nu am vrea noi să fim sufletește împreună, dar suntem împreună și din cauza unor factori obiectivi. Și Marea da. Unire e un lucru important, dar după, după ce s-a schimbat și, îi spunem, politica internă în Marea Românie, cumva chestia cu jandarmul simboliza această putere, înțelegeți, aleată Germaniei, care inclusiv nu au făcut lucruri, deci au făcut și lucruri tragice, au făcut lucruri împotriva umanității, inclusiv ce ține de Holocaust, deci la noi... Asta s-a simțit foarte bine istoric, fiindcă în multe localități, populația multor orașe era uneori chiar jumătate evreiască. Și... puține lumește. Noi am avut și înainte, în 1900. pogromul, deci avem o istorie aparte cu chestia dată. Evrei au fost foarte prezenți în zona aia, nu doar Republica Moldova, ci și în zona Iașului. Orașele, în general, erau ocupate, în general, din În Republica Moldova erau destul de prezenți, inclusiv din cauza antisemitismului din Imperiul Țarist, fiindcă țări ruși au început să imită, așa zis, linie de, de demarcare unde aveau dreptul să trăiască populația de da. etnie de evreiască. La început li s-a interzis să trăiască în orașele capitală, în sankt Petersburg și Moscova, după care această linie, eu o traduc din limba rusă, în limba rusă se numește Certa sedlăste. nu știu cineva poate știi. De deci de au început să-i mute spre periferiile Imperiei și Basarabia era o periferie a Imperiului Rus, uh -huh. din păcate și asta este încă o explicație, dar tradițional trăiau foarte mult, erau multe familii mixte și astăzi sunt, evident că un aflux de populație de etnie evreiască a fost în, după 86 când Gorbaciova a permis deja emigrarea lor spre Israel dar în genere destul de îmbinată a fost viața deci bucătăria da. foarte des am, am văzut că v-a plăcut mâncarea la noi, deci să știți că acolo sunt și multe bucate de origine evreiește a evreilor care trăiau în zonă la noi sunt, nu toți știu chestia asta, dar... Care din ele? Uitați-vă, într-un conflict e gastronomic, dacă încep a spune, fiindcă nu toți recunosc. Mama mea, de exemplu, dacă îi spui că peștele umplut, nu știu dacă se face la voi, un crap, un pește care se pune cu ciuperci, Înăuntru. Mai, mai rar, nu prea umplem problemă. de deci așa. Noi știm că e a noastră mâncarea din Basarabia, dar în, în Ghefeltefiș, se numește în Yeah. Gefült, gefe, da, gefe, ei zic, cum îi zic, ghefelte? Ghefelte, dar mă rog, depinde de accent. Okay. Și, cei care trăiau la noi vorbeau mai mult idish, nu, deci vorbesc Deci, Deci da. atunci, mai sunt bucătării din astea. Deci eu am mers da. odată la Tel Aviv și am ajuns la într-un local uh, unde cineva era din descendență de la noi și aveau mâncare acolo care eu o mănânc la mama acasă. Deci nu neapărat doar sarmalele și plăcintele care se-au dar să spunem, o mâncare tradițională care ei, mulți o asociază cu perioada sovietică. Deci, da. Da. Acum, diversitatea culinară dintr-o, așa, dintr-un spațiu este direct legată de cât de diferiți sunt oamenii. Întotdeauna am la chestia asta. Mâncarea cu atât mai bună cu cât ai mai multe etnii într-un loc. De-aia orașele mari sunt atât de gustoase. Găsești tot timpul ceva nou de mâncat. În te Întocmai. Întocmai. Și da, mâncarea, da. apropo, este și un document istoric care îți arată cam am ce influență a fost acolo. Bineînțeles. Da. Se vede că au ajuns puțin otomani acolo, că sarmalele s mici. E, nu, este altă tradiție. La noi se spune așa, în special în nordul Basarabiei, se spune cât sunt mai mici sarmalele, cu atât mai gospodini sunt, Gospodinile care le-au făcut, că mai greu e mai greu să te e mai greu, da, așa este. Și eu știu foarte bine istoria când vin acasă, păi mai mea dacă o văd că stă seara și face sarmalele mici, mama, eu mai bine să cumpăr de la supermarket, să duc Chișinău decât să te văd, dar nu. Asta e un fel de competiție. Cât mai mic, cât mai avem multe de, 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 de am avem, avem multe de vorbit. Haideți să le luăm pe rând. Că dacă ne apucăm de mâncare, o să ne ținem, să ne ține un pic. Ca, și a... ne se face foame. Da, și mi cam aminte de toate alea care erau acolo pe masă. <coughs> Prăjiței. Da, Zburați. fiți atenți că aveți de alergat după asta. o oh, oh, <laughs> da. cam... Revenim la IG de îndată ce spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează Că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important, avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Am plecat de la ideea asta că sunt tot felul de enclave, că de a fapt așa se numesc ele tehnică, în mai multe țări, care sunt activate în ultima perioadă, de tot felul de momente istorice sau de interese. Acolo voiam să ajung. Adică, ce, ce se întâmplă în Transnistria? Un conflict înghețat, da? Ce am, ce -am văzut în nagorno care acum Pare că se reechilibrează ceva istoric acolo, dar ce a fost în Donbass iarăși și activarea asta inclusiv cu Crimea, cu toate, toate, toate lucrurile astea, când te din afară așa și dai zoom out, bă, de ce i-a apucat pe toți acum? Nu i-a apucat pe toți acum, a fost un plan în spate. Deci toate aceste conflicte înghețate despre care spuneți ele au fost create în perioada decadenței Uniunii Sovietice și... Pe fornul Mișcării de Liberare Națională în toate Republicile Sovietice. Nu în toate, dar. Okay. În cele mai problematice pentru Sovieti. A apărut în Georgia, a apărut la noi în 92, Carabahu, l-ați numit, și între Crkhstan și Uzbekistan, și okay. au mai fost anumite chestiuni, Fergana, Valea din Fergana. Deci au fost aceste conflicte mai înghețate prin care. Uniunea Sovietică sau imperialismul acesta rusesc cumva încerca să le țină ca pe, pe, poziții de un fel de, cum să spun eu, de zone de influență, sau niște pârghii prin care influențau aceste zone, niște forpost, da? niște cetă, cetă, cetăți. Anșa v post, În, de. da, în Transnistria îi mai au și o armată, deci deci Nu-i numeric, nu e un mare pericol pentru Cât cineva. Câți au mai rămas acolo? Că știu că au mutat ceva... Se spune că sunt vreo 1500 de soldați care trebuie să schimbe prin rotație și ei se schimbă prin rotație. Acum rotația aceasta este destul de bine monitorizată de Republica Moldova, că nu mai pot trece prin Ucraina. Trebuie să spunem că până la război treceau și prin Ucraina și puteau să evite sistemul de monitorizare. Și atunci, ca să fie pe înțelesul tuturor, aceste conflicte înghețate au fost create o, da. intenționat Așa. pentru ca deja Federația Rusă, cu viziunile sale de Imperiu, să poată să controleze aceste regiuni. Fiindcă un conflict înghețat e o dependență de supraputeri, ei încearcă de fiecare dată să folosească elementul de separatism, minorități, dacă există, în cazul Republicii Moldova, nu prea putea explica minorități, că avem vorbitori de rusă și la Bălți, și la Chișinău, nu doar la Tiraspol, deci nu există. Deci, cumva, mai artificial a fost conflictul, după mine dar în alte zone folosesc pe larg acest lucru. Deci, unul, ele folosesc pentru control. pentru control al acestor regiuni. Doi, de ce acum? Păi, fraților, de cum altfel? Deci, Federația Rusă a fost lăsată în 92, a făcut acest lucru. În 99, în cazul Republicii Moldova, a semnat un acord că își retrage trupele, nu la, la Istanbul, nu l-a mai executat. Dar poate le, le ușa nu pe afară, când fac, rotația, pic, când fac rotație. fac rotație acolo, poate le încuiați ușa. Și cred că și asta deja se face. Nu sunt specialist, dar cred că nu, nu, nu se mai rotesc că e așa, citesc cum se rotau înainte. Că nu le ajung la Bakhmut. Dar n-am fost tot acum. vreau să vă spun. A fost 2008, a fost Georgia. Uh -huh. Da? Când au intrat aproape în Tbilisi. Când exact. au zis că georgienii au provocat. Când toți se uitau așa sceptic la sa cașfili de atunci. Și el încă de atunci spunea, așteptați că el o să invadeze Europa, el o să invadeze Ucraina, el spunea. Și toți uitau la el că la un nebun urban. Era președinte de țară. Da. Deci reacțiile slabe ale vestului ca răspuns la abuzurile și la operațiunile militare făcute în Federația Rusă au dus la aceea ca să apară războiul din 20. Da. Și ca acum noi să privim parcă un lanț legat. Și aveți perfectă dreptate că există o legătură. Chiar dacă noi nu știm această legătură directă, că nu avem dovezi că cumva au influențat Federația Rusă, Hamasul din Israel sau în altă parte, nu, dar cel puțin, cel puțin ce știm sigur, că acești nebuni, teroriști, dictatori, sângerați și așa mai departe, ei se urmăresc unul pe altul. Deci, ei nu, se hai copie să o zicem pe șleau. Au și Au telefon roșu româncare. pe masă. Eu cred că Putin cu comenei au telefon roșu direct. Și plus, dacă vorbim de cazul acesta, deci ceva timp în urmă, o lună sau două, este poza întrevederii liderului Hamas cu ministrul de Externe al Federației Ruse, Lavrov. Și deja ei deschis spun despre anumite lucruri. Dar nu a fost o paradă a războaielor acum. Doamne ferește ce se întâmplă. Nu lucrurile au evoluat pe parcursul timpului. Răspunsul lax, așa, relaxat sau cumva, hai, un pic de sancțiuni, dar mai facem și comerț, mai cumpărăm ceva mai ieftin, mai vindem mai scump, da? Luăm energie, resurse naturale, dar le dăm înapoi mercedesuri, telefoane, tehnologii, calculatoare și alte lucruri. Știți cum, ca un fel și de... Cu știți, Când, Da, da, da. Le... Dădeau de aur în schimbul la oglinjoare. Cam doar, asta e. asta de se data întâmplă. asta aborigenia Ce, ce le-a permis Federației Rusie să se întărească economic, să se refacă poate și industrial într-un fel, să financeze armata e extensiv, să zicem așa, fiindcă militarii au un alt statut acolo și o prezență politică și procentul din PIB și producție de armament. Da, nu atât de bun, nu atât de precis, dar în cantități în cazul nostru unlimited. Adică ei aruncă cu oameni și cu bani la problemă, cau de da. unde. Da. Și planul ăsta e de mult în cap, deci e de mult în gândirea lor. Ei l-au executat pas cu pas. Din păcate, Vestul și Uniunea Europeană a înghițit momeala că, uite, probabil să fie și o federație rusă care să te poți înțelege. Noi toți am vrut să ne înțelegem. Nu cred că România vrea să aibă relații proaste cu cineva, da? Nu, nu, nu. Nici domnul, Republica Moldova. Nu domnul, cred că ați domnul, avut... Domnul Fota mi-a spus că el a mers la Moscova încercând să refacă relațiile diplomatice. A fost, ultim, a fost ultimul diplomat de rang înalt, mi-a spus aici la interviu, că s-a dus la Kremlin cu speranța reală că poate să refacă... Și este un bun, un foarte bun cunoscător al sectorului de securitate și pe regiune, domnul Fota. Deci, nimeni nu vrea ci România a avut vreodată vreo intenție să atace Rusia sau. Nu. O Republica Moldova. Mi-a mi plăcut Băsescu când a răspuns acelui deputat da, rus. Că... În Euro, în, la Consiliul Europei, cred că era. Da, da, exact. da. Exact. Când l-a întrebat de intențiile României de a intra acolo în Moldova și Băsescu a rămas în istorie chestia asta, vi realizează de fiecare de când se publică că România nu are nicio experiență în anexarea altor state. Ceea ce e adevărat. Ceea ce este adevărat. Și, și al treilea punct care contează foarte mult cred că unde noi am, unde vestul tot a făcut o scăpare foarte mare, este că în sancțiunile, nu orice sancțiuni lucrează în situația în care ai sudul global, în care ai țările emergente, cum le mai spun, și China, și India, și BRICS. din Africa, brics da, sudul global, brics cum îmi spune, deci sigur că nu este ceva mega care poate să înlocuiască piața europeană ai. sau americană, dar totuși le permite, vedem, să, să deci, evite a, a, a și unele așa sancțiuni cum, sunt, nu sunt, au fost eficiente la moment. Și americanii și europenii au trăit cu iluzia că dacă fac business mult cu chinezii, chinezii o să zică, băi miște mișto cu ăștia, hai să rămânem în club. Și o să facem lucrurile într-un fel. La fel au crezut europenii și cu americanii că dacă întind așa o mână rușilor, prin simplu fapt că suntem aici împreună și facem chestia asta, cum a zis-o, zis zis la un moment dat, cred că Kissinger, știi, că mai bine ții înăuntru ca să urineze în exteriorul cortului, nu în interiorul cortului. Da, da, este o vorbă din asta, exact. Și noi am trăit cu iluzia că dacă îi ținem cu noi în cort, facem business cu ei, avem deschidere, ăștia nu o să mai... Hai să zicem pe șleau, nu o să mai pișe în cort, o să-i pișe în afara cortului. Ce să vezi? Planul lor era cu totul altul și au stat câte vreme, i-au ținut anesteziat mai ales pe vestici cu gazele ieftine. Economia germană a fost alimentată cu gaz ieftin, care venea, am citit o chestie despre cât de precise erau livrările Gazprom. Așa este. Deci asta face parte din această atitudine ușor relaxată. Deci cetățenii din Europa... Anesteziată, să zicem. Da, eu sunt mai optimist. Dar da, aveți dreptate. Deci cetățenii din Europa sunt foarte egocentri și noi ne gândim în Uniunea Europeană să avem acces la servicii și mai bune, la salarii, la venituri, da. să nu fie inflații deloc, să nu fie șocuri, să fie stabilitate. Libertate, democrație avem, o și în Germania, și da, Eu am fost în Germania ceva timp în urmă, deci săptămâna trecută am participat la un eveniment și era un profesor acolo de la, de la, de la de, un institut din, deci, de cercetare din Bonn care spune că da, ce vreți de la noi? Toți întrebau, dar Germania ce faci? Și noi am avut 19 ani sub doamna cancelară Merkel în care toți ne-am deprins că ea știe ce face și cumva era stabilitatea asta și merge înainte. Și acum modelul ăsta de relaționare și de, de, de economie și de raționare cu restul lumii, nu mai merge și noi, încă n-am definit unul nou pentru, pentru noi, deci încă nu, nu am înțeles cum trebuie să fie. E clar că nu poți să mergi cu lea leacă, Le iau o leacă, se prindă. Le iau o leacă un pic, dar sigur că trec și ei prin niște dificultăți, creștere de prețuri, stagnarea economiei, inclusiv din cauza ruperii relațiilor cu Federația Rusă și n-au stat să ezite. Ei, să nu le-au le rupt chiar de tot. Chiar de tot, nu. Am văzut dar... o listă de companii germane care au ales să rămână. Da, poate să fie și acest lucru, și e destul de dificil, și asta, dar mai apoi pot să ajungă în sancțiuni secundare, de acolo e complicată treaba cu sancțiuni. Cert că pentru Germania e vorba de un nou model pe care trebuie să-l gândească economic. Până politic la un nou și... model, nu, nu aș ierta încă pe doamna Merkel, care părea că știe ce face, pentru că sunt înregistrări cu ea când se întâlnește cu Putin în 2014-2015 și nu, nu, nu doar ea și Franța, toată, toată, Europa civilizată, ce, a avut întâlniri și cu Obama. Da, s-a întâlnit, dar eu nu pot să o judec. mi mi-e, în genie, mie e greu să judec oamenii de deciziile, căror, de deciziile cărora depind foarte mulți alți oameni și deciziile cărora oricum poți să le critici dintr-un punct de vedere sau altul. Păi, asta e treaba noastră. Dacă vorbim despre perioada ei, cred că a făcut ceea ce era mai bine pentru țara ei la momentul dat. Deci niște chestiuni economice avantajoase. Da, și-a ignorat chestiunea de geostrategică, de poziționare față de Federația Rusă. Noi, dar am, a, noi am ajuns să, să vedem, ve, și... vedem stabilitatea un pic greșit ne place stabilitatea, ne place liniștea. Nemț, nemților le place mai ales. Dar eu am stat de vorbă cu istoric neamț la casă, acasă, în care mi-a spus că ce -a face frau Merkel, spre exemplu, ce a făcut cu Virșafândas, cu imigranții, a fost catastrofal acolo. Un milion și ceva de oameni într-un timp atât de scurt, e imposibil să-i integrezi. Și este un păcat al lumii civilizate pe care îl vedem repetat acum în America. Și America va plăti prețul pentru un aflux atât de mare de refugiați sau nu, că nu sunt toți refugiați care se duc acolo pentru supraviețuire, se duc pentru o viață mai bună, cei mai mulți. Dar mare... și din America Latină, în mare parte. Exact. De... Și atunci, cum să zic, da, ne place stabilitatea și aparența acestei liniști, dar o stabilitate de genul ăsta au și rușii la Moscova. Că de 20 de ani n-a trebuie să mai schimbe președintele, sau obișnuiți cu el. E, cum să vă spun? E mai complicat, după mine, un pic. Chestia cu mișcarea populației, că de tare n-ai să vrei să te izolezi de ea, ea se întâmplă fără ca să dorești. Există migrație masivă, refugiați, cum îi spunem, cauzată de schimbările climatice, deja oamenii de fug din zonele aride, America Latină, Africa și așa mai departe, unde viața este mai grea și mai complicată sau anumite catastrofe umanitare cu refugiații cum au fost din Siria sau din alte zone și acum avem război din Ucraina sunt 10 milioane de refugiați conform ONU deci este un număr enorm de mult deci în compar cu criza refug Migranților din Germania de acum, asta era faie verde, pe lângă cei ce aici se întâmplă acum. Dar, deci că nu se plâng atât de mult, fiindcă sunt un pic de altă educație, mare parte muncitori calificați, deci nu se plâng statele europene atât de puternic. De ce? Fiindcă au nevoie și de brațe de muncă. Apropo, noi la Chișinău am făcut recent un studiu prin care, mă rog, am vorbit, am încercat să vedem problemele care se confruntă refugiații acum. Acum sunt încă 100.000 de refugiați ucraineni în Republica Moldova, ceea ce este mult pentru cei Cred care că sunt toți în traficul minute. din Chișinău. I-am văzut eu. Da, deci Ați văzut și la noi că este trafic, nu doar aici. Nu, 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 ce avem noi în București de glumă. Ne deci, e glumă. Chișinăul ne-a luat. Deci, din acest punct de vedere, deci noi și-am beneficiat. Sunt și oameni care s-au angajat în câmpul muncei, sunt și oameni care au deschis un atelier de reparat mașina, ucrainenii sunt foarte buni la chestii de inginerie tehnică, deci au o școală bună acolo. Așa e. Sunt oameni care au creat afaceri. sunt restaurante, apropo. La un da. an de zile au fost deschise de de niște tineri și niște companii care erau specializate în restaurante și le-au pierdut toate acolo unde erau ei, fie pe teritoriile ocupate, fie o parte în Kiev sau în Odessa și au trebuit să se trămute. A, ce i-am văzut și la Constanța. Da, și sunt și mai mulți, sau și unul georgian, deci ei sunt foarte abili, ce au deschis și afaceri. Sigur că refugiați în nevoie sunt mai mulți decât cei care vin să se Dar cert este că pe lângă faptul că e o obligație morală și o datorie de noastră, să-i spunem așa, creștinească, să Creștinesc, omenească, să zicem, să ne ajutăm vecinii. Chiar dacă e greu, și când a ajuns pe cineva trebuie să dai de la tine. Deci nu aia am venit cum ți-au venit niște oaspeți acasă. Și au stat un pic seara și au luat Uber-ul sau Bolt-ul și au plecat. Nu, deci ei vin să stea la tine o perioadă mai lungă, uneori nu știu un să o ia, ce să facă. Mai au și copii. Mai au și copii, mai au și probleme, încerc între ei problemele familiei, destrămate, oh, 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 oh sunt mulțime de probleme. Dar pe lângă misiunea noastră creștină și omenească, noi avem și niște angajamente. Noi toți, deci toate statele, suntem semnatari acestor convenții prin care noi ne-am angajat să, protejăm refugiații în anumite situații, să ne extradem și alte lucruri. Dar cel mai important, cetățenii noștri, eu îi spun și a României și a Republicii Moldova, dacă sunt, în, Republica Moldova avem peste un milion de cetățeni români, deci nu știu cum cum mai trebuie să mai... Deci unii se tem de unire, dar ea în, mod factologic s-a întâmplat cumva s -a, fără, s -a rezolvat cu decizii, Da. Deci ai noștri când pleacă în vest și meresc niște situații neplăcute. Cred că știți și noastră istorie de niște, că și-au tratat copilul în Italia sau au rămas fără de post, a mers la una de post sau da. un pachet alimentar în dependență de țară. Deci nu ne place istoriile când ne respectă în afară și beneficiem de protecție și de mecanismul de protecție. Și de aceea vrem să fim ajutați și respectați și noi la momentele. Evident. Trebuie să ajutăm și să respectăm și noi și să nu uităm că ajutorul așa, după morala creștină, nu se măsoară în volum, dar se măsoară din puținul pe care îl ai și dai. Înțelegeți? Deci ce înseamnă că tot jertfiești un pic din tine. Așa e. Și este greu. Sigur, trebuie să ne protejăm producătorii noștri, trebuie să fim foarte abili, flexibili, să nu vedem să nu se întrerupă, dar nici să nu înflăm, nici să nu cădem pradă unor știri umflate, de presa bună, sau unor știri false promovate Aici de presa prorusească. vorbiți de uh, posiția cu, cererea, cu cereale cererea. și nu doar. Încă la noi, de exemplu, sunt multe chestii umflate, intenționat, Mă rog, eu nu țin minte să fost la noi vreun guvern să nu a avut parte de niște proteste agricultorilor. Asta e... Cam puțin în ultima vreme, că nu prea mai rămas agricultori Toți mai nu lucrează numai cu tractoare <laughs> Nu mai lucrează cu oameni Sunt, sunt și trebuie ajutați, asta e clar Dar evident că noi nu tem să cădem pradă Și da. mai apoi pe seama acestor chestiuni De multe ori umflate Mă rog, în mod organic de presă Sunt preluate chestiunile De către De aparatul propagandistic De la Moscova Care e foarte abil Extrem de abil deci uitați la noi, s-au interzis televiziunile uh, rusești, inclusiv retranslarea emisiunilor politice și știrilor lor, unii propagandă, deci. Toată ziua. Se dau, dar nici nu vă imaginați unde se ajunge. Nici, nici nu vă imaginați ce, ce pot să explice acolo. Deci niște istorie, nu știu cine poate să creadă. Deci nu mai s-au închis aceste lucruri, toți au migrat în online. Deci capacitatea de regenerare, de reinventare a lor în, în, în modelul ăsta de război hibrid este enorm de mare. Deci, și apropo, nici în România nu sunteți safe la capitolul ăsta, că noi vedem nu cum cred. acționează, Serios. dar voi sunteți un pic mai relaxați că aveți o presă diversă, diversitatea presii mare, Așa aveți de noi. YouTube, dar știți că sunt zone acolo când începi la TikTok și mergi prin online unde o să vă mire de ce, ce știri false promovează și sputnicul și cum sunt preluate și împrăștiate la zeci de mii și mii de oameni deci prin, în mediul online. Și noi trebuie să ținem cont, da, avem dreptul la liberă exprimare, este un drept fundamental al nostru, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți să nu uităm cum unele exagerări, să nu le zic altfel, ale celor din presa mainstream sau a influențelor, să nu fie preluate de către mașineria asta extrem de complicată și mare, în care se varsă milioane, zeci de milioane de dolari. Noi observăm, de exemplu, sunt organizații partenere, este o organizație bună la Chișinău, Watchdog, care se uită regulat și vede chiar costurile, de exemplu, banilor care îi bagă ei în, în online ca să-și promoveze fake-urile sau dezinformarea. Da. Ce ajung pe zi pentru a distruge anumite caractere politice din regiune, nu contează, pot fi și zeci de mii deci, sau zece mii de euro, pe, pe, pe o temă micuță doar. Sunt milioane da. Deci, uitați-vă, săptămâna trecută la Chișinău au găsit, ei încearcă să răstoarne situația la Chișinău prin bani, deci să cumpere alegător. A fost reținut un cetățean care avea o valiză plină cu bani, o ducea, venea din România, deci undeva din Europa venea el, un, cineva i-a dat banii din partea acestor partide sau servicii, ce știu cine și el intra cu o valiză plină de cash să financeze un partid prorus de la, de la Chișinău. Apropo de Partid prorus. A fost prins, dar vă dați seama că nu poți să-i pe toți Le-a prins pe unul Bine, e ca la americani Că ei recunosc că nu să prindă nici 10% De aia care intră cu droguri Așa că dacă a prins unul, câți ori fi rău și să și intre Dar când sunt următoarele alegeri în Republica Moldova? Sunt în 4 noiembrie, sunt alegeri locale acum. Pentru alegeri locale am văzut un panou în Chișinău Pe care scria Se poate mai bine? Da, cred că e începutul de campanie, de teaser sau cum o să fie o întrecere. Da. Alegerile la noi, în genere, sunt foarte interesante. Deci, nu știu, cei care ne privesc poate au foarte multe... Cred că au stereotipuri despre Republica Moldova, le pare că ceva acolo e cu democrație, poate. Dar la noi, spre deosebire de multe alte state care au fost parte din Uniunea și în afară de țările baltice, puterea s-a schimbat ca urmare a legilor. Noi n-am avut. Uh, asta e, ca un fel de. Care au rezistat, uh, deci, un fel de ilustrație ați <laughs> făcut. No. A noi, oamenii, parcă, aparent, uneori spun că așteaptă un tatu al națiunii, așa, un pic mai autoritar să-i conducă, dar în momentul când, să spunem, doar apare, așa, o, o, o siluetă, îl dau jos cetățenii. Și asta e bine. Asta e bine. De deci, aceea, legile sunt destul de tehnologizate. Eu am văzut colegi care veneau de la București când eram în Parlament încă, că acum nu fac politică. Când veneau, zic, da, voi și asta faceți, și asta faceți, eu nici nu știam, chestiuni pe online, de targeteri, de nu știu, o, faceți, o, sunteți destul de avansați. Zic, da, fiindcă legile, unul din puține lucruri care contează cu adevărat. <laughs> de deci, <laughs> deci, ce toți merg în tehnologii, să duc să văd cum alții fac, sunt destul de inventivi și de creativi în alegeri, de deci, ceea o să fie o lună interesantă, tot o să, o să se bată. Eu abia, eu abia aștept să văd fake-urile că acum sunt la modă deep fake-urile am înțeles că s-au folosit masiv în Slovacia în Serbia și la noi s-au folosit, am fost și eu victimă și cum și așa și spargeri cum? Și... Cum a fost? deci de fapt îți parc telefonul, pe urmă sunt unele discuții care sunt adevărate mai departe ei fac screenshot-uri care bagă deci amestecă ce e adevărat cu ce nu e adevărat. 80% zicem pur neadevărat. Trucaje de foarte multe. N-am avut încă parte din astea audio. Am, am văzut că circulă pe media online. Mă refer. mă refer la audio și video. <coughs> dar și, au și, fost unele, alții, și, unele, video pentru TikTok făcute așa, efectiv, cu, cu, cu băta, cu toporul, dar oamenii le gustă. Că dacă să, le gustă, dacă... dar să știți că e posibil. De exemplu, exemplul mai Sandu, a președintei Republicii Moldova, ea primată când a candidat în 2016, deci, nu, deci a fost ținta atâtor fake-uri, deci, nu mai, deci inimaginabil. Și 30.000 de sirieni, care a cu Merkel să-i aduc, și-au mușcat din asta și multe alte lucruri. Să știți că unele din ele au fost eficiente. Dar a doua oară, când dumneavoastră a participat, iarăși fake-uri de care doriți, că ea e așa și pe dincolo... Ce a făcut ea este că a mers foarte cum spun, a avut o comunicare foarte intensă, deci nu a lăsat să treacă un fake pe lângă dânsa. De deci le-a combătut când a fost cazul și a construit o relație de cum se spune, de parteneriat cu toată comunitatea asta online. Fiindcă când a fost dumneai ei aleasă președinte, nu era un parteneriat, dar era o mișcare organică, dacă doriți, a multor oameni care stau în online, să o protejeze de asta când au văzut atâta nedreptate. Da? Deci dezinteresat deci, într-un până fel. la urmă și manipularea asta și toate fake-urile astea încep să aibă în cele din urmă să facă un efect de yo-yo. Adică dacă dai atât de mult într unul din asta, încep să-l validezi. Încep să-l validezi și încep să... Deci oamenii tot nu sunt uh, proști, hai să zicem așa. Deci noi de mult în a, lumea... da mult, nu, 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 oamenii simt foarte bine. Deci îi văd, stai băi, o tot lovesc, o tot lovesc, și ceva nu-i bine. Și, stă, și toți stau toți barosani ăștia cu țări, cu Rusia în spate, care cu oligarhi, nu știu ce, și dau... Și atunci foarte mulți, apropo, era un fenomen care l-am observat în alegerile prezidențiale, am văzut foarte mulți influenceri care vin din zona online, care chiar nu aveau tangență cu politicul, erau influențări care făceau chestii cum umor, nu știu, teatru sau lifestyle, deci nu aveau... Dar voluntari au început să implice. Au văzut atâta nedreptate că se face cumva însă și intensitatea fake-urilor a generat o revoluție între influențe. ca să până apere, om, da. Se face un efect de yo-yo. Exact. Și bine, asta, asta înseamnă că Moldova a început să fie vaccinată pentru manipulare și pentru propaganda rusească. Prea optimist să spunem. Suntem încă pe optimiști. Știm know-how, dar suntem puțini oameni care să fie implicați. Și plus, propaganda mutilează de la perioadă la perioadă. Este foarte greu să te specializezi când construiești niște rețele niște firewall-uri, dacă dorești, niște ziduri de care să te poți proteja. Cred că întrebarea e deschisă încă. Noi avem mulți oameni care înghit. Dar, dar la capitolul asta. ăsta sunt convins că Republica Moldova are niște pași în față, cel puțin în fața noastră, pentru că a fost expusă la mai mult, să zicem așa, agent patogen și a dezvoltat un pic de rezistență. A, are un pic de rezistență la manipulare, pentru că, până una alta, e între imperii acolo. Și cu toate astea mă uitam în Chișinău că pentru un astfel de teritoriu între imperii, că este fix pe, pe granița, am putea să-i spunem în momentul ăsta, e acolo la unde se macină plăcile, uh, nu, pare că se, nu, nu pare că se ofilește, ci pare că reușește să înflorească în mediul ăsta. Adică cum face, cum face Republica Moldova cu cuvai cu toate problemele ei, să nu pară că este în declin? Cel puțin asta i percepția Nu pare o țară <coughs> în declin, pare o țară care, cu un pic de noroc, cu încă un pic de ajutor, ar putea să se ridice un pic mai sus. Stăteam și mă uitam, numai acum când am, cât am traversat țara aia, cât de important ar fi să intre în Europeană și să aibă un proiect năsă de drumuri. <laughs> și dacă s dată, ar rezolva drumurile dintr-o dată, n-ar mai fi diferența așa de mare față de România. V-au plăcut drumurile sau nu? Nu. Cum? Nu v-au plăcut drumurile la noi, sau nu toate. N-au avut gropi, dar nu prea fost drepte. Asta e drept, da. Bun, că drumurile sunt mai bune decât erau, că erau cu gropi, să se minte. E complicat să vă spun, deci nu, în primul rând, Republica Moldova a avut un trend de dezvoltare. Deci nu ne-am dezvoltat, am avut crize economice, urcușuri, coborâșuri, dar în genere am avut un trend de dezvoltare. Sigur că toți spun punctul de comparație cu 89, când se face, Iat, acum ajungem la pensia, la puterea de cumpărare a pensii din 89, când era perioada astfel, dar nu prea puteai să cumperi, știm ce era atunci bani aveam, nu aveai ce să cumpere, dar dacă mă întrebați un răspuns absolut subiectiv, eu cred că ceea ce a ajutat foarte mult Republica Moldova, cam imaginez ce v-a plăcut, că ați venit, vă așteptați, poate să fi un pic mai dărâmată, mai de așa... Mi s-a povestit cochetă, că... curat, voi vedea... exact. aranjat... Exact. Hai, hai să o zicem pe șleau, nu am văzut gunoaie. E curat, dar în mare. deci eu mi-aduc aminte perioade când era mult mai mult gunoi, deci... Și mi s-a zis, o să vezi multe case vechi, ponosite, cum era în România acum nu știu câte zeci de ani. Am văzut acolo și am zis, bă, nu e chiar ca acum niște zeci de ani, că am văzut chestii în România mai rele. Sunt case abandonate, cum oamenii au plecat, asta e adevărat, la noi. Și deci, noi. Și jumătate la noi avem din asta. populația noastră e plecată peste hotare. Asta Cât e adevărat? Jumătate. Jumătate. Deci e mult mai mult decât în România. Deci Proporțional vorbim. în da? Deci uitați-vă, eu cred că. Noi am avut parte și de guvernări bune pe parcursul a 30 de ani. Eu n-am să fac reclamă și avem parte de o guvernare bună și acum. Imaginați-vă dacă era un guvern prorus sau din ăsta care e și cu unii și cu alții. Intram în sancțiunile vestului. Și voi ați fi zis la București, stați un pic fraților, voi promovați o politică destructivă față de oameni, față de o țară și vreți să vă cumpărăm strugurii ce mai produceți. Băgăm control acolo. la frontieră un pic mai sever, da, nu dar ca sigur, la Arbița. Sigur că nimeni nu ți, nu o să te lase sunt niște aranjamente, sunt niște negocieri, deci nu faci tu ce vrei. Că sunt polițiile la Chișinău care zic gata, ci noi și cu ăștia și cu ăia, nu mai merge să o spele în două ape sau noi avem alte vorbi mai urâte, nu, nu o să le spunem aici. Dar nu, că e la fel și la noi. Da. Cu, cu, cu fundul în două luni. Exact, asta așa. voiam să zic. Deci nu poți, că nu-i momentul ăla. Deci nu, pur și simplu nu poți. Și din cauza așezării geografice, și din cauza sufletul la inimii, că nu poți să stai o moară pe oameni, nici ei o moară zilnic. Câteva zile în urmă au dat o rachetă exact într-un loc unde cineva făcea o pomană, cum să zice, un prevechi. Deci vă dați seama de ce s-a ajuns și e calculat că e venit, e țintit. Dar e în fiecare zi sunt din astea. Pe mine pur și simplu mă mă scot de pe fix oamenii care încearcă să spună, ei, dar nu e chiar așa, asta e că se bombardează. Din păcate, întâlnesc și la București când vin. Sunt încă propaganda. Mă nu miră Propaganda nu doarme. Și mă miră. Deci, uitați-vă ce se întâmplă stereotipurile. Deci nu e chiar așa. Republica Moldova este și un stat mic. Deci nu e greu de gestionat. La noi când se face un program național, chiar dacă se face alehamete, cum îi spunem noi, oricum ceva se face fiindcă controlul, cum spun, proximitatea e atât de mare, deci noi mai spunem că și e un sat mare, deci nu, e greu să nu te vezi cu cineva, să nu te cunoști. E greu să ajungi dintr-o parte în alta. Dar... o explicație sociologică este este un control social mai mare. Deci, da. da avem și noi în situații, mă mai, uit și eu pe aici prin presă când cineva a vrut să facă un proiect, nu l-a făcut bine până la cap, da. sau niște bani acolo s-au mai pierdut. Dar cazuri când cineva a vrut să facă un proiect și n-a făcut nimic, nu prea sunt. Există controlul și a comunității. Dacă un primar s-a apucat să facă ceva acolo și a anunțat și știi satul că el face, o să aibă grijă și satul ca el să facă măcar ceva. Deci, înțelegeți, să punem presiune, să, să vadă, mm -hmm. să existe. Deci, nivelul de interacțiune dintre oameni este mai mare. Al doilea lucru, noi am avut parte de anumite activități, reforme, care e destul de bun. Problema mare a Republicii Moldova este economia. Deci noi am plecat din Uniunea Sovietică o economie nefuncțională. Noi n-am avut o moștenire industrială, cum au avut o alte republici socialiste. Deci noi cumva eram o periferie a Uniunii Sovietice. Cel mai mare combinat al Moldovei este un combinat de vinuri. De vinuri, la roșii, deci agricultură extensivă, extensivă da. în sens cu multe chimicale, trebuia să hrănim, cum se spunea, să fim... Jumătate, să jumătate din vinurile din toată, toată RSS-ul veneau din Moldova. Spre exemplu. Mai apoi, anii 90, hoții, privatizări, chestii gestionare proastă a statului, anii 2000, deci primul val de migrație masiv, al doilea, al treilea val. Și în final, ceea ce ne-a ajutat foarte mult, subiectiv, spun sunt cetățenii, sunt oamenii. Adică, inclusiv migrația, emigrația, emigrarea din Republica Moldova a adus foarte multe lucruri bune. Bani, deci oamenii trimit bani acasă, doi modele de comportament. Exact modele de business. Cred că mă pierd a vă spune câte restaurante italiene sunt la Chișinău. Da, așa e. Da, aveți și, și voi multe aici. Deci la... Nu, noi, noi, avem doar italienești. Deci noi avem, deci noi avem doar restaurante italiene și ceva pe lângă. Chiar sunt și oameni care s-au mai întors și mai fac afaceri, dar în general există dorința asta de a trăi bine, curat, cumva. Înțelegeți? Spune diferența foarte mare între primării, satele de aici, satele de la, din Republica Moldova este banii, fiindcă satele de aici, chiar și cele mai necăjite, cum le zicem noi, care voi le considerați, au acces la mult mai mulți bani decât au primările noastre. Aici dar... trebuie să vă contrazic. Trei sferturi Așa. din primările noastre sunt în faliment și sunt ținute în perfuzii de la guvern pentru că avem prea multe primării pentru cât teritoriul de administrat. Bun, dar vorbim de comune, de sate, dar este problema, dar are guvernul bani să le dea, este un european care are să... Păi de-aia mărește de Noi nu le avem. Deci poate să vină la guvern primar, dar noi nu avem de unde să le compenzeam. Okay. Dar dorința asta gospodărească de a trăi într-un mediu curat este, și eu foarte des merg în sate, călătorim des prin Republica Moldova și văd cei care economic nu prea au de unde să tragă, un proiecțiel de acolo, dar cu foarte puțin bani încearcă să să fii curat, să fii cu noi, să mai lichideze cu noi. Asta, mă am apreciat. Și dorința asta de a trăi în curățenie vine și din chinul ăsta prin care au trecut 30 de ani în devenire și au văzut cum e în altă parte. Da. Au văzut în altă parte că nu neapărat să faci un palat, nu știu, de care a culturii sportiv foarte mare, dar măcar și pe la vechi să într-o situație exact. bine, să mai te un pic, să mai mături în jurul lui, să fii curățel. Mă bucur că sunt astfel de primari și am strag o linie. De la toate partidele, deci nu e dintr-unul de singur. Depinde foarte mult de om, cum atitudinea cum lui. Și plus uh, sunt asociații de băștinași, încearcă oamenii care sunt peste hotare să-și ajute localitatea lor. Este sunt un, foarte multe este proiecte un... europene, avem acum, dar nu sunt atât la fel de mari ca România, fiindcă noi nu avem acces la aceleași fonduri, fiindcă suntem o țară candidat. candidată, deci nu nu avem încă. Dar și eu am observat că a devenit mai curat și nu doar în Chișinău, dar și pe, pe, prin sate. Și motivația asta, vezi cum e la alți oameni, vezi că poți să fii și vechi, dar mai curat. Deci că dacă nu ți-ajunge să faci nou... Mai avem încă boala termopanelor, puteți să mai vedeți clădiri istorice care se repară cu termopane, asta e rău. Că noi nu suntem răsfățați cu edificii istorice atât de mult, trebuie să le folosim pe care le avem. Dar apar dezbateri, este societatea civilă care spune, deci chiar și cu curățenia din sate sau din orașe. Facebook, oamenii se plâng acolo. A, s-a dat în exploatare un nou teren de joacă, da, s-au dus mămicile și au fotografiat că nu spuse corect și copiii se pot trauma, nu sunt prinse bine sau ceva. Deci toată asta face... Asta e maturizarea unei societăți. Aici se exact. întâmplă și aici. Pentru și că... la voi e mai bine. Pur și simplu da. vă place și noi acasă când suntem, ne plângem mai mult la noi mereu. Voi vă plăniți că aici e mai bine mai bine. Gândiți-vă foarte bine că noi trăim mult mai bine, consumăm, avem o varietate să consumăm, avem mâncare de care dorim, acces la resurse, chiar și cei care se plâng. că eu când mă uit și trec cu unii prieteni de-ai mei sau cunoștințe din Ucraina acum sau din Israel, totul se termină. Când tu stai acasă și în clădirea de alături într o rachetă. Deci, Doamne ferește, când îți pierzi pe cineva apropiat sau când ai în toată familia extinsă știri că cineva s-a mai pierdut pe front sau pur și simplu mergea pe stradă, să la magazin și a căzut o rachetă. Se termină tot. Și mm -hmm. diversitatea, și molurile, și, și planurile de viață, și, și economia. Da? da, trebuie să ne plângem punctual să ne plângem acolo, noi vrem lucrurile să fie făcute mai bine, spunem presiune pe lucrul. Dacă știi, a făcut terenul ăla de joacă să fie făcut bine. Știți ce n-am înțeles eu? care e treaba cu camionul ăla cu găini de la intrare în Chișinău? Mai apare câte un camion cu găini, trage oblonul, cred că vin oameni să-și cumpere direct găini din camion, nu? Vi! Dar nu știu, nu prea știu despre ce spune. Am văzut deci, eu la Chișinău. A, că vindeau pui a, este tradiția asta, da, da. Dar nu cum e tradiție, e negoțul de la țară. Deci sunt fermieri eu, sau ferme. Chestia asta n-am mai văzut aici, pe lângă București, să tragă camionul <laughs> cu pui vii, să te duci... Deci am spre casă, pleci cu copilul, înainte să intri în corben, undeva pe dreapta, la, nu știu, undeva la Balotești, să vezi camionul. Hai să ne luăm și două găini vii, le ducem acasă. Eu, eu n-am observat. Am văzut că vând pepeni, care noi se numesc harbuși. asta da? la noi este des. Ca așa aici se face harbu să dar și harbuzoaică. Harbuzoaică, da, da, da. e mai lungă. <laughs> da. Așa. Și noi asta e prima chestie care te prinză aici. Când un harbuz. Harbuz. <laughs> deci, găinvi, harbuz, am văzut piețele dar de Dar de găinvii sunt fermieri care își vând marfa cumva și în perioadele astea mai grele, cred că nu-i prea autorizat, dar cred că în perioadele astea mai, mai, mai grele le dau voie. Eu știu că nu de notificare dată. De exemplu, toamna, primăvara, chiar primăriile organizează locuri unde să vină fermierii să-și vândă când pieți nu pot încă încăpea că sunt deja tipii care rabele pe ani de zile Aha. atunci se creează iar maroace a noi se fac în fiecare toamnă iar maroace deci țăranii vin să se, se fac locurile în, în stradă dar neamenajate mai avem, mai avem, m avem și noi pe aici niște scoaruri și acolo se fac iar maroacele astea. Da, la noi se mai, se mai fac. Se mai face și troc. Mie îmi place să cumpăr de la oameni de pe, câmp. Deci asta e, eu le salut, dar știu că sunt regulamente, că n-ai voie. Am văzut că în perioada asta oamenii se mai duc pe câmp să, cumpere strugurii direct din, vie. Și ești mai ieftin dacă zici strângi tu. Știți cum este o mare mândrie la noi cu strugurii, dar și o mare durere. Deci, fiindcă periodic cei care produc struguri pentru telespectatori Republica Moldova e producătoare de mult vin bun și de calitate. Pe care le exportăm și în Asia, și în Europa, și peste tot, și aparent își câștigă locul ca un vin nu ieftin. Deci, acum a fost Festivalul Vinului. Cine n-a fost, l-a ratat și este să-i pară rău. De asta a fost exact în perioada. Am, -am nimerit de n-am la festival, dar nu am plecat cu părbagajul gol. Asta e important. Anul acesta, deci cei care, care cultivă struguri au sau ani secetos și atunci volumul lui e mai mic, dar calitatea poate fi mai bună, că se cita uneori la unele din da. Sau că anul ăsta este o supraproducție și din cauza războiului și a logisticii eșuate, fiindcă foarte mulți exportau vin în est. În Rusia era embargo, dar erau niște companii în care aveau încă dreptul sau în Belarus, unde se reexportau, sau în Ucraina nu se aducea mult vin în vrac din ăla mai de consum, cum se spun, mai popular așa mai. Da, da, da. Nu atât de vinuri de selecte, da. Sau vinurile mai selecte care plecau din Republica Moldova prin porturile din Ucraina care sunt blocate acum, evident că nu s-au exportat mult din cauza războiului, nu s-au eliberat uh, butoaiele, să spunem, capacitățile de stocare, stocare care le aveau ei. Și anume este o producție foarte mare de struguri, extrem uh. de mare de struguri și fabricile Procesatorii nu au nici bani să le cumpere, fiindcă nu și-au vândut toată marfa, și nici nu deci, acum, au capacități să le stocheze, fiindcă vinul se vinde peste câteva deci, ani. E un an bun acum să cumperi vin din Republica Moldova și poate să-l stochezi și să-l vinzi peste câțiva Sigur. ani? Sigur. Sigur, sigur. Deci, pont, mergeți și luați vin din uh, Moldova. Sau struguri, dacă e posibil. Sau struguri direct. Struguri direct, fiindcă fabricile nu pot să proceseze atâta struguri Fantastic. cât există. Și este o problemă, se vinde foarte ieftin și chiar am citit undeva că Ministerul de Profil le-a voie să vândă oriunde vor ei. Deci oamenii pur și simplu iese chiar și la marginea drumului, fiindcă am sunt văzut. alții care nu au. Eu vin de nordul Republicii Moldova și acolo vinul nu se prea face Dar bine. se poate, se poate trece granița cu struguri în vrac? Dacă Nu se... cred. Deci sunt legi. La vamă trebuie tre să, trebuie să care nu, nu, Aia nu. zic. Cred că ai voie, nu știu câți litri acolo, deci nu cred că e voie. Dar mă rog, noi exportăm multe vinuri aici, le văd, sunt prezente, nu doar companiile mari, dar văd și producători mai mici apar, sunt în magazine, restaurante. A luat un pic cam mult să prindă teren vinul moldovenesc în România? Dar văd că se întâmplă deja, uh, văd că se întâmplă mai ales în ultimii ani, când am făcut eu o nuntă, spre exemplu, abia a început să apară vinurile de Cricova, spre exemplu, care sunt cele mai cunoscute. Nu erau încă importate oficial. Adică ne-a luat ceva timp să începem să aducem. Asta era 2010. Da, dar cred că și comportamentul consumatorului s-a schimbat. Deci mm. cred că în anii 2000 erau mai mulți băutori de bere, aici mai masiv se bea vin de alte calități și încet cultura de consum al vinului de calitate, toate, da, 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 da. cum se spune, toate mișcările astea, tineretul. O imagine studenții mele, a unor tineri era cu sticla de bere în mână, cam asta era pe timpul meu și acum vezi domnișoarele și băieții cu un pahar de vin elegant să-l bea, deci, be, se mai schimbă și moda un pic. Este, este. Și când afli cât de bune sunt vinurile din Moldova, oho. Iar anul ăsta, deși ziceți că e producție mare, știu că a fost un an destul de secetos, deci ar trebui să fie struguri buni. Da, sunt struguri buni în genere și sunt struguri, sunt mult struguri clasici. Noi avem și struguri hibrid care nu pot fi exportați în Europeană și atunci asta se face în vin de casă, toți au vin acasă. Am băut un toți vin bunii, de casă. Toți, toți, au vin de casă, deci avem mult vin, foarte mult. Am avut șansa să stau de vorbă cu cineva care a lucrat în industria vinului. Mi-a dat să gust un vin făcut de tatăl lui. Din niște struguri vechi, vechi, vechi era foarte bun. Chestia aia, sunt sigur că nu se va Dar mutalia. diferit de, da, de, Total de, de, de diferit de, de față de, alt de, gust. După care am mai săpat un pic <coughs> și în ultima perioadă am făcut o cercetare așa legată de vin. Eu nu sunt mare băutor, dar îmi place conceptul de vin și cum a evoluat el pe parcursul timpului. Ce bem noi acum e foarte diferit față ce beau primii creștini. E o discuție întreagă despre vinul bisericesc sau vinul procesual, să zicem așa, vinul, vinul pentru slujbă. Că ce avem noi în biserică, iarăși, nu este același lucru cu ce se folosea în slujbele creștine de la începutul mileniului I, din secolul 1 și 2. Și atunci am încercat să aflu mai multe și am descoperit că la Universitatea Tehnică din Chișinău există catedră de oenologie. Da. Și că Republica Moldova are inclusiv istorici în vin. Da, și asta e adevărat, că mai este și alte facultate, este și la Universitatea Agricolă, sunt colegii da. specializate de vinificație, unii învață pe tine, deci școli vocaționale într-un fel. Astea dar care erau învățați după tehnologiile vechi, încă din perioada sovietică, extensivi de producție a vinului, dar care au fost multe proiecte cu USAID, uh, 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 de, ale... de Statele Unite, Orcum, de Germania, care ce -am văzut, să facă aceste școli să pregătească vin altfel, în manieră Ce-am văzut eu europeană. este tehnică modernă, adică metoda șampenoază este foarte greu de aplicat. Îți, îți trebuie oameni care să facă sticlele alea la, la da. două zile și îți trebuie sute de mii de sticle pe care să le învârte cineva. A, sunt doamnele de la Cricovac, că le-ați văzut că fac femeile. Exact. Care asta. O fac de ani de zile. Ei, a, chestia asta este deja un vin de calitate. Adică, da, sunt, într-adevăr, și, și producție industrială, dar ce, are, ce, ce mă fascinează pe mine la Republica Moldova este că are această diversitate fantastică. Pentru că s -s -s, secretul succesului la vinurile franțuzești, din ce am citit eu, este că ei fac doar o listă scurtă de soiuri au eliminat zeci de soiuri în locale și le fac pe alea care știu ei că se fac cel mai bine în clima de la ei și în teroarul lor și fac o listă scurtă de vinuri care se vând foarte bine și merg la sigur cu ele. În Republica Moldova e pe dos. Se fac vinuri de foarte multe feluri. Deci dacă intri acolo, nu știi ce să alegi. Eu, trebuie să, eu, eu mi-am luat notițe, am rugat... Duc, se, trebuie să ceri sfatul <coughs> cuiva care da, deci la el. Vreau un roșu, să ție rară neagră. <coughs> după care vreau un alb, să ții pino grigio. Sau da, un vezi, cupaj. Dacă, Exact. Cu partenerele care îmi iau. Și mi Și mi-am făcut o listă de ce vinuri să mă duc să îmi iau pentru că sunt atât de multe. Și iarăși, am stat și m-am gândit, bă, o fi greșit? Bă, nu, nu mi se pare neapărat greșit. Cred că această diversitate poate să ajute o țară mică să iasă un pic în față într-o lume destul de uniformă. Și aici mă întorc la discuția despre economia Republicii Moldova. Acum sună așa destul de lemnos să vorbești de economie. Dar ce-am văzut eu, am văzut o țară cu foarte mult potențial. Adică, eu te să recunosc, a, a trebuit la 42 să ajung pentru prima oară în Republica Moldova. Dacă facem drumurile alea, începe să arate țara europeană. Și nu doar pentru că drumuri, ci și pentru că țara aia are atât de multe lucruri de oferit încât se potrivește foarte bine în ceea ce vor europenii, de la viață, de la mâncare, de la vin, de la timp liber, de la atitudinea față de oameni, de la comunitate, de la talent, de la foarte multe chestii. Nu știu cum văd, cum se vede din interiorul țării chestia asta, cum se văd moldovenii față de restul lumii, că noi mai ales noi românii avem, am avut și înc încă înc 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 avem, când ne uităm așa către Europa, ne uităm ca la ceva, mai avem de lucrat până să ajungem noi, vrem o țară ca afară. Mm -hmm. Cum e Moldova? Uitați-vă, în primul rând moldovenii tot români sunt. <laughs> și asta ce vreau să vă zic deci, suntem un neam deci nu cât n-am fugit noi de asta asta e. Sigur că e un pic mai divers mai avem minorități în sud mai avem găgăuzi, mai avem vorbitori de rus, ucraineni, mai, mai mulți cumva minoritățile sunt mai prezente și mai vizibile și proporționale în viața noastră. Dar din punct de vedere al în psihologie sau mentalității. Nu-mi place mentalitatea cuvântul ăsta fiindcă foarte des l-am auzit încă din, 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 din studenție ca o scuză de ce nu-ți iese ceva în politică. Păi asta nu putem să o facem. Ce domnul? nu avem mentalitatea cum trebuie. Dar ce e asta mentalitate când nu ne permite să reparăm cum se cade un drum, da? nu e mentalitatea divină. Sunt alte obiceiuri, alte comportamente, da? Cu ele trebuie să lupți, nu cu mentalitatea că mentalitatea se schimbă gradual. Deci dacă vorbim despre oamenii, sunt la fel. Lăveniei este tot români, tot le place să se plângă, așa suntem noi, cum ne plângem. Poate sunt niște diferențe de nuanță, de stilistică. Da? Deci probabil că sunt mai puțin, cum vorbesc mai laconic când se plâng inclusiv, când își descriu problemele, dar sunt mai laconici, deci nu se pierd. într al doilea rând... Sunt foarte critici față de propriile administrații, deci de, de, de guverne. Poate să te voteze cu un doză de încredere, dar după asta să te taxeze și la timp și cu întârziere și, și cu avans încă poate să te taxeze. Pe de altă parte, cred că și de cu nevoile într-un fel și noi cumva niciodată n-am avut luxul ăsta să ne gândim că gata, ne este bine, suntem undeva, cum, cum sunteți aici în România, deci cumva suntem sub umbrelă, deci chiar dacă ai noștri o fac lată, ne tragă ea. Deci noi cam nu prea avem situația dată așa cumva. Tiparul ăsta de, de gândire se, se așează și la nivel individual, mm -hmm. doar la nivel colectiv. Deci băi, da, mă plâng, ăștia străiește, nu-mi dau, ăstea nu-mi dau, dar eu trebuie să fac ceva. Da. Și atunci te pornești în afară sau unul pornește o afacere sau te vorbeam de vinuri. Eu am foarte mulți prieteni care lucrează în domeniu. Unii chiar s-au apucat să-și facă vinuri și unul vine din telecomunicații, altul vine din business, altul a avut burnout, cum e la modă acum să zici, și ia. ce am eu acolo, mai vând casa și mă apuc să fac vin, da? Unii chiar lucrează în domeniu, fac evenimente, organizează, jurizează vinuri prin Europa, deci, dar asta vine nu doar din dorința de a face ceva cool, cum se zice, la modă, dar vine și din dorința să te descurci eu am fost deputat în, până în 2019, când am ieșit de acolo, știți ce trebuie să fac? Să lucrez, că nu mai aveam la buget, era un salariu de, mic. V-am declarația de avere, sunteți un parlamentar, ați fost un parlamentar destul de sărac. Nu, chiar eram destul de bun. Deci erau milionari care aveau declarații mai subțiri ca mea. A -a. deci pe declarații eram ok. A ați avut un, un A -a. apartament pe care l-ați vândut și în rest salariu. Da, și mi-am luat alt apartament, deci eu am apartament, am mașină, am salariu, deci sunt să bine. Zic, sunt bine, da. Evident că starea mea materială s-a îmbunătățit considerabil după ce am ieșit din politică. Ceea ce nu-i cazul tuturor. Pentru Înțelegeți? că la mulți se îmbunătățește în perioada cât sunt <laughs> acolo. În cazul meu a fost diferit, dar ceea ce vreau să vă zic nu toți sunt la fel și eu deseori la Chișinău când merg în studio sau mă întâlnesc cu oameni, și mă aduc aminte, îi spun, a, toți sunteți la fel și zic, nu e adevărat. Uitați-vă să spuneți de partidul ăla. Eu vreau să vă spun că sunt politicieni și oameni buni în toate partidele. Și prin asta e zic, dar cum tu ești la partidul ăsta și spui că și în partidul ăla sunt oameni buni. Fiindcă ceea ce vreau eu să, să le explic oamenilor, Că da, este la modă și normal să blamezi politicienii, să-i faci cretini, să-i vorbești cum vrei cu ei, cât timp proști, dar este un alt fenomen. Politica din cauza aceasta, că un politician este expus la tot, la orice critică da. și sunt tehnologii și tehnici azi să omoare caracterul politic, vine din un englezism, care l-am tradus eu acum. Deci e foarte simplu. Și dacă voi să noi o să unificăm pe toți, că toți sunt la fel, o apă și un pământ, un. Este ești, e, să e, mai zic, e, e și... asta o strategie, aia e strategia păi nu, aia de dezamăgire. Ce se întâmplă? Că nu vin oamenii cum se cade în politică. Și deci, de pentru ce să vin? Și eu am fost în situația asta. Așa, lor, așa în România nu mai vrea nimeni spun, în politică. Păi, hai vine tu, hai măcar pe un an, hai și imagine, poți și vorbi. Ia uitați, să vă aveți și un microfon. Haideți, domnul Bucnici, veniți în politică. Zici, da, îmi trebuie, mie, da, îmi trebuie mie. Să mi da, să-mi sară mi toți în cap. Și eu ce să fac? Trebuie să am Vine, un... m-a întrebat cineva, dar nu vrea acum să vezi. Nu vreau, zic, o să vin, poate nu o să am, să fiu mai bătrân. O să am mai mulți bani în cont, că din start să-mi pot pune o echipă digitală, să știi tot ce scriu așa despre mine, să dea înapoi, fiindcă altfel mă distruge numai cu intenția. Da. Înțelegeți? Eu mă distrug. Deci, aici trebuie noi să ținem cont că trebuie să încurajăm normalitatea în politică, să nu încercăm să generalizăm. Eu înțeleg că foarte da. mulți tineri se uită să zic, sunt nebuni ăștia care fac Deci, politia. hai să ne întoarcem la Republica Moldova și cât de europeană ar putea să fie. Într-adevăr, văd un pic de ambiție politică, dar mai văd ceva. Văd oameni, oameni de rând, oameni obișnuiți, care, atâția cât mai sunt în Republica Moldova, că cei mai, ce mai, mulți dintre cei muncitori au plecat în afară, atunci când sunt la muncă, la treabă, la munca lor acolo, sunt acolo. Sunt prezenți. Eu văd la, la, la noi aici, spre exemplu, și în România, dar și înspre lumea civilizată, că oamenii se plâng foarte ușor de burnout, de stres, de anxietate și uită să pună osul la muncă și să dea acolo unde fac ceva, să dea cea mai bun din ei. Nu mai dai cea mai bun din tine la muncă, îl dai mai degrabă, nu știu, în altă parte sau nu dai deloc, că de ce să te prăjești tu pentru locul ăla de muncă. În schimb, în Republica Moldova am văzut oameni, o chestie care m-a frapat pe mine, oameni care, se duceau, care lucrau la treabă acolo, în salopete. Și se vedea clar că nu erau salopete date de neapărat de la locul de muncă sau nu erau noi. Dar erau îngrijite. Aveau salopete pe ele, era echipat, era la treabă. Și nu doar cei care lucrau la drum, spre exemplu. Adică, eu, și o se de respect față, m-am dus să lucrez la chestia asta. Și fac lucrul ăsta cât sunt acolo. Nu prea am văzut oameni stând de pomană. Eu mă bucur că nu asta ați văzut de -ați lucruri bune. Eu le văd și pe cele rele. Deci, mie îmi parcă că mi s-a făcut mai dor de casă acum. Aș pleca mai repede după. Mersi foarte mult pentru cuvintele bune despre țara mea. Nu i chiar atât de bine, deci, cum, cum eu mă mai, mai uit pe geam la oficiu când vin la birou sau și mai văd, știți istoria Gheorghe Ion și Vasile, când unul stă și dă cu copul, dar trei se uită. A, da. <laughs> avem și noi a, a, chestii da, de năme, dar asta. Uh, acolo ne lucrurile sunt mai bune, este când este o muncă responsabilă. responsabil, o companie, de exemplu, care s-a angajat să facă un trotuar. Da. Noi am avut de exemplu o situație mai de mult cu un alt primar tot, am făcut pavajul la un trotuar și oamenii au văzut că la un moment dat, acolo la lucrările cele de pavaj, că nu erau lucrări foarte grele, lucrau niște adolescenți. Și în șorți era vara, caniculă, de cineva i-a luat să dea un câștig. O zi, două a trecut, ce s-a întâmplat pe urmă, cum credeți? Compania, mă rog, păi te-au luat niște băieți din care nu aveau de lucru de 15-16 ani, apare internetul, au trecut niște doamne, au văzut pe copiii lucrând, au postat, au văzut, au apărut un uh, buțmanul copiilor, presiuni, chestii. Peste trei zile au apărut oamenii în salopete. Deci nu, lucrurile nu se schimbă de fiecare dată doar de la sine. Se schimbă și evolutiv, dar se schimbă printr-o interacțiune constantă dintre societatea civilă și, și avem instrumentul, avem internetul. Astăzi, de exemplu, eu încă pot să mai compar, de exemplu, am început așa mai activ în 2008, politică, 2009. Era mult internet. Mult internet. Dar nu avea așa o putere să controleze, să nu erau monitorizeze atât de puternic. Nu erau, nu erau toți pensionarii pe Facebook. Și nu era, cum să spun în engleză, deci monitorizarea asta, controlul, dacă doriți, al cetățeanului asta se exercită prin internet, doar că vin și multe lucruri rele de acolo. Așa este. Dar internetul a schimbat foarte mult și felul de a face politic și responsabilitatea nu și responsabilitatea celor care fac lucruri. Mm -hmm. Noi am avut multe istorie în Republica Moldova. Am avut, de exemplu, un momentul un oligarh care doi ani de zile a controlat țara, avea toate televiziunile, nu în toate chiar, dar aproape, să vă zic. era a tot Adrian Astase. A, nu, scuze, no, nu, era, era la îl chema ala, a, Și noi atunci la o biere cu să mai discutam, băi, dar cum o să termine asta? Tot controlează tot, 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 tot ce se întâmplă. Și am eu un prieten care a zis o chestie foarte interesantă, zice, băi, să vezi cu toată puterea lui. Și atunci partidul care acum la guvernare n în opoziție, niște tineri, niște romantici, nu, nu prea. Și cu toată puterea lui, se vezi cu un copil ăștia o să-l dea jos. Dar de ce? El se încordează, cumpără televiziuni, bagă aparate. De acolo stă un băiețel care are o pagină, un blogger, și pur și simplu, cum se spune, știți, era un film italian din al doilea război mondial, când intrase un tank într-un oraș de neala medieval, cu. și se copiii sus pe, pe un zid și făceau pipi pe tank. Și tankul sus nu poate să. și nici se temeau să iasă soldații din tank. Cam asta e situația. El a de tare, s-a concentrat și este așa mai lichid când un singur om putea să facă content să-i demaște, distrugă să toate fake-urile sau să demaște anumite lucruri care relele le-a făcut sau să, da. să vorbească despre el și avea mai multe vizualizări decât două televiziuni ale lui luate împreună, înțelegeți? Dar de unde avea atât de mulți bani Plahodniuc? Adică pentru mulți români, Plahodniuc este un nume nou. Au auzit ceva, dar nu știu exact care era treaba cu el. A, a... El avea bani din controlul cu controlul statului. La un moment dat, controla cam tot în stat tot ce însemna justiție business și... Tot. Deci dacă ai o țară aproape a ta, aproape, deci evident că avea bani din afaceri cu statul. Nu cred că pot să-mi vă spun o afaceri care a creat-o. Deci tot timpul ceva cu statul. Cam asta era. Deci dar cum, a, de cum, a, dar cum a ajuns el atât de puternic? Cred că a știut să beneficieze, să, să facă, să folosească foarte bine slăbiciunile slăbiciunilor adversarilor săi. Adică? Adică toți care lucrau cu ei din spectrul politic, să spunem, toți care s-au contrazis cu el, deci reușeau să-i distrugă prin media, dar și prin justiție, controla justiția asta era, o parte din justiție o controla, deci putea să bagă la pârnaie pe cine îi trăsnea prin cap, evident respectând anumite proceduri. Sau putere mediatică puternică. Dar folosea viciile altor oameni. Se vorbea că are compromat pe foarte mulți oameni și așa mai departe. Deci asta cred că e... Și se folosea destul de abil de slăbiciunile altora. Dar era foarte clar că e un fenomen temporar. De ce? că nu poți într-o așa țară să controlezi totul. De deci ce El a încercat de ce nu? să facă politică, nu poți, pur și simplu. Fiindcă oamenii, știți cum, oamenii spun că bă, noi vrem avem nevoie de un om care să răspundă pentru tot. Și în momentul când apare omul celălalt și începe să strângă șurubul, oamenii din start, prin toată prezența lor colectivă, stau de înțeles că nu asta vor. Reparte Republica Moldova. <laughs> și aici. Păi de ce? România aveți democrație, aveți să mm -hmm. alegeți. Așa ni se pare nou. Dar asta este, că ai posibilitatea de un să alegi. Ne-ați dat exemplu Rusiei. Asta e altceva, că trebuie să cultiv. Dar cum să vină un politician mai tânăr, mai altfel, dacă voi toți cei care formați opinia publică îi săriți în cap și -l... Da, așa e. Deci e greu. Acum am stat și m-am gândit mai mult că vreau să am, am adus, am mai fost de vorbă și cu politicieni. Vorbesc destul de rar cu politicienii pentru că de cele mai multe ori nu văd suficientă valoare acolo. Poate n-am căutat eu destul, dar nici să mai aduc? Că până la urmă cineva trebuie să-și asume și Dați le și lor un credit de încredere, cum spune. Deci, nu, un azi avans. Azi. Dar eu nu sunt politician acum, de 2019 da. nu mai fac Da, dar politica. aveți urechea politicienilor, din cât am auzit eu. Urechea? Da. În ce sens? Că adică se vă ascultă. Consult? Nu chiar. Deci, nu consult pe cineva în mod special, deci cooperez, interacționez foarte mult cu guvernul, dar mai mult pe chestiuni de politici sociale, de situația cu refugiații, cu reziliența, adică tematice. Dar, da, îi cunosc. Este un rol foarte greu să ai mulți oameni pe care îi vezi la televizor, să-ți fi prieteni din trecut sau. e cam te simți incomod, parcă <laughs> vrei să-i critici. Și de ce eu cumva încerc să păstrez o neutralitate funcțională, dacă este posibil? Atât cât se poate, pentru că atât relația cât se noastră poate, cu exact. Moia Sandu e de notorietate. A mea, în sens că, da, o cunosc foarte, nu de mult, o cunosc de când era ministrul educației. și eu nu știam că dumneavoastră să fie președinte de țară sau de partid cunosc bine acele momente, interacționam destul de des cu ei acolo, din start am văzut că este o personalitate deosebită, are un caracter foarte dur și foarte decisă și mă bucur, mă bucur foarte mult că atunci a fost o perioadă când am putut să ajut, dar la moment, de exemplu, interacționam în special pe chestiunile legate de proiectele de țară, că noi de când s-a început războiul suntem într-o constelație de crize, cumva. Și, eu făcând parte dintr, dintr un think tank, noi avem mai multe proiecte care să sprijinim guvernul pe politici sociale, de educație, de securitate, de, de, de pace și așa mai departe, interacționăm, ne mai vedem la ședințe, dar într-un mod cum se spun așa, programat. Nu este o persoană foarte organizată, foarte bine știe să fac cum să traseze linia între privat și în public, muncește foarte mult. Mie îmi pare rău că e prea multă presiune doar pe o singură persoană, deci trebuie să fie cumva presiunea asta diseminată. Deci cumva Dumnezeu are și parte de noroc să fie sprijinită de mulți oameni, dar și nenorocul ca tot să vină tot în capul Dumnezeu, deci nu depinde totul de ea, este evident. Că doar președinte și noi suntem Republică, parlamentare, deci nici chiar funcțional nu are multe posibilități să le facă. Dar, nu știu, asta este și un bine când îi cunoști pe mulți, dar este și o, o chestie grea. Acum, nu să aveți noroc că puteți să stați de vorbă să vorbiți aceeași limbă cu o, o doamnă președinte care are și o diplomă pe bune. A făcut o școală. Dar nu, nu pot să stau foarte des de geiat. vorbă, stăm foarte rar. Îi făceam o aluzie la, la faptul la că diplomă. majoritatea liderilor, liderilor noștri nu, au trecut pe la Harvard. Noi nu reușim să împingem, în funcții de conducere, oameni școliți la școli înalte. Da, dar știți că la noi sunt populații, și deci noi ne mândrim că are o școală foarte bună și ne mândrim cu asta, dar sunt oameni care zic că e și Harvard. E dovinit, la Harvard, ea nu știe realitățile, ea nu îi reușește 1, 2, 3 din cauza chidea. Numai că e de la Harvard și disprins de realitatea noastră. Am vrea și noi să avem problema asta. Balcano, la la Balcano. noi îi prindem cu diplomele măsluite și când îi, îi prinzi vor... Uite, spre exemplu, acum înțeleg că Victor Ponta vrea să-și... să ducă în instanță să-i se revalideze teza de doctorat, doamne. Nu, eu, eu mai citesc știi, le trebuie să recunosc, dar nu le știu în toate în Știu că este o doamnă care face cercetări, în special pe teze de doctorat da. Mai citesc în presă. Ce să zic, sincer, se întâmplă chestiile astea și trebuie de liprit ca atare. Astea sunt rezultatele acestor politici din anii 2000, când totul posibil. Nu se permite, dar se permite. Eu, eu nu știu. nu un pic dualitatea asta noastră. Asta Așa. e parte din cultură deja. Eu da? cred Cumpăratul că este exploatată dualitatea noastră de niște omuleți <coughs> care Tocmai. pun butoane acolo pe care să poate să apese. Că dacă au compromat pe ele, tehnica lui Da, Exact. Compromat, chestii. Dar nu, dacă nu sincer mai mă întrebați pe mine, e prea mult atenție care se oferă, se dă acestor teme în spațiul public. Ah. De ce? L-ați prins, l-ați văzut, Bălboi, când ne v-ați făcut concluzia. și mai bine spunem presiune pe Mă întorc, pe ăștia neautorizat, pe cei ce ne face viața mai insportabilă, pe ambuteajul ăsta. De ce? De păi ce dar ne parchează unde nu trebuie Pa Păpușarii înțelegeți? noștri pun la putere. Dar de multe ori, noi mușcăm, noi mușcăm, nada. Deci, uitați-vă un no, astfel no, no, de scandal no, no. în. în, în... Să un pic, să vă spun. Noi e aici, în România. <laughs> nu știți, dumneavoastră, cum e aici la noi. Ah. Ați venit aici să vă zic. Iazici. Suntem sătui de faptul că singurele opțiuni care sunt disponibile la vot sunt oameni compromiși deja, care au deja un dosar în spate, și în momentul în care nu mai sunt folositori, sunt ev evacuați. Nu înainte să se scoată maxim posibil din ei, prin decizii care te trezești, bă, dar ce a avut al de ce l-a apucat să facă chestia aia? Păi, trebuia. Deci, o fi un pic mai multă democrație, mai multă în European aici, dar e mai greu să compromiți un om cu o școală, cu o diplomă și care are niște principii. Lucrezi mai greu cu el că e mai greu de manipulat. Pe el personal, da. Dar încă o dată vă spun de ce, fiindcă m-am confruntat cu asta și o văd la mulți colegi de-ai mei, că omul nici n a reușit să fac ceva și dacă există intenția rea de undeva acolo din online, deci poate să-i distrugă caracterul politic într-o clip câteva sute de euro și gata, fake-urile se împrăște, e fenomenal. Fake, 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 dar te teza de dar doctorat acuma, dacă falsă, se nu e de nu de doctorat. Eu nu zic să-i lăsăm, A, hai să te iertăm cine ești tu, că ai copiat teza. Nu! Este o procedură, blamul public o să primească, că n-ai cum fără asta, dar când se discută foarte mult timp, dar în timpul ăsta noi știm că avem spitale unde de copii unde nu este și punând presiuni noi putem să facem ca Xulescu sau cine să da, își facă meseria acolo unii mai vital și mai important. Sau punând presiune, de vă dau eu o demă pe ce să vă gândiți. Gândiți-vă foarte bine de exemplu cum ajunge fake newsurile, și ce fac ele și cum operează ele. Asta, ce țin de securitatea țării, de interesul național al României da. în România. Da. Vorbind tare ele de tare se discută? De nu, Ca nu, să, nu, nu prea luăm o sumă noi valori. Nu trage, nu de la, la audiențe, la, la chestii din astea. Când vorbesc despre o teză de un mare politician, sigur că poți discuta două săptămâni. Da? Eu am deschis odată, mă mai uit la știri de aici din România, nu vreau să zic că canalul televizor și mai n-am amețit într-o zi că era, așa e televizorul trei oameni aici, doi oameni acolo, patru, în patru împărțit ecranul și încă știri, linii de știri care curg așa. Zic, doamne, zic, oamenii ăștia au un cap așa dacă se la toate știrile Nu, sunt făcute să te zăpăcească, pentru că nu România e așa cum nu, discutem, nu, nu ne? se întâmplă așa de multe lucruri. Dar, de exemplu, dacă s-ar gândi la chestiile astea, ele sunt mai de importanță. Fiindcă, uitați-vă, acum în România, voi, noi, bun, eu mai vin des, dar tot locuiesc la Chișinău, voi um, Vă uitați la experiențele altor state, da, uite, n-au știut ucrainenii că le se întâmplă, deci parcă toți spuneau, acolo e tragedie, n-au știut acolo, n-au știut acolo, deci parcă ceva nu este, deci de, asta se întâmplă când și societatea are alte alte atenții. E distrasă. E distrasă foarte des și distrasă ne, poate să fie și neintenționat pe anumite Așa teme, deci de val, de hype, cum îi spunem noi, da? Dar se pot întâmpla lucruri mai puțin tragice. Nu, eu nu vreau să sperie pe nimeni, dar care să fure atenția opinia publică. Ce se întâmplă acolo în TikTok? Ce se întâmplă pe site-urile astea finanțate de către ruși? De ce România, în care a beneficiat atât de mult pe, pe, pe integrarea europeană, bani, proiecte, libertate, uitați-vă cum vă călătoriți, cum mergeți, deci consum, moluri la fiecare doi pași, deci da, sunt oameni în care sunt necăjeți și trăiesc foarte greu, dar de ce într-o țară care a beneficiat, a ajuns destul de repede în European, apar niște idei atât de virulente, revizioniste și anti-europene? Ele nu se bazează numai pe propria experiență, când m-am necăjit eu și nu mi-a venit autobusul la timp sau în buteajul prea mare sau nu-i curat în stațiune unde mă duc eu să mă odihnesc. Nu-i din asta. Deci inclusiv este din cauza... E cultivată. Că informația asta otrăvită este penetrată în niște valori statistici mult mai mari decât uh, foarte mulți din experți și din Pentru formatori că românii, de opinie și le imaginează. Românii nu, nu cred că ei pot fi manipulați. Pentru că ne întoarcem la o lecție simplă. E mult mai ușor să manipulezi pe cineva decât să-i demonstrezi că a fost manipulat. Aici eu am o altă teorie. Eu cred că ciocanul cu ciocan se dă jos. <laughs> Propaganda poate fi și pozitivă. Acum îi explic. Dar ce ține de cel mai important, trebuie să, ce să înțelegi că o barcă, cum zic marinarii, o barcă se scufundă nu din cauza apei din jur, din mare, dar din cauza apei care ajunge înăuntru. Asta e mult mai greu și mult mai grav. Și atât, o chestie care mă miră pe mine este cât de ușor se tratează sau un, undeva în anumite zone și superficial pericolele acestea care stau acolo. Dacă ele nu sunt în ecranul ăla cu patru omuleți nu, care vorbesc, înseamnă că ea nu există. Ea există, nici ea crește. Măcar, nici măcar alea nu mai contează. Și vă zic ce se întâmplă, dacă o să fii foarte mult ignorat, o să vedeți ce mutații politice o să fie. Eu nu vorbesc doar nu. de actorii prezenți. O să vedeți ce o să fie nu, 50 nu, nu, ani nu, mai e vorba de, de ecranul ăla. Ce, ve, ce mai vedeți dumneavoastră când vă uitați la televizor, pe câteva televiziuni, o să vedeți că sunt foarte diferite între ele. Și fiecare dintre televiziunile alea vorbește cu un anumit set de bule sau o bulă mai mare. În realitate, există o altă versiune a realității pe TikTok și pe Facebook pe care noi îi ignorăm. Pentru că noi ne imaginăm că dacă noi... Dar înțeleg... ea e foarte real. E foarte real acolo. Da, dar ăștia orășenic, ăștia ca mine, care se învârte pe aici, așa, pe la metro, pe la mall, pe unde au ei prosperitatea asta, își imaginează că dacă noi înțelegem cât de cât realitatea așa cum este ea, cât mai aproape de realitate, noi credem că manipularea nu are cum să penetreze în România, Că noi suntem o țară deja europeană. Noi am intrat deja în Europeană. Ce ar putea să mai întâmple rău? Suntem anesteziați de această aparență a normalității în condițiile în care țara asta este populată și de alte bule. Oameni care nu se învârtă în același mediu, nu se uită la aceeași televiziune, nu sunt pe același feed de TikTok și de Facebook cu tine, în care mesajele alea antieuropene, europene oculta, Forum Economic Mondial, grupul Bilderberg, cine știe ce alte chestii la care se gândesc, orice altceva decât problemele lui de zi cu zi, sunt niște chestii din afară care vin acolo și îl bombardează în fiecare zi cât se introducă îndoiala și dezamăgirea. Și un om care se este, cum zic, nu crede în nimic și e dezamăgit de toată lumea, o să fie fix așa masă de manevră pentru orice. Acolo suntem noi. Deci România este o țară cu mai multe viteze. București nu e România. Și nici Nordul Bucureștiului nu e București. Da, da, am sesizat unele diferențe, e adevărat. Dar uitați-vă, cum să lupți cu asta, este o altă întrebare. Da, educație trebuie să faci. Mm -hmm. E adevărat, să... dar asta e un obiectiv pe termen lung. Și A tot prezent, el trebuie să fie în permanență prezent. Dar foarte mult zic, hai să facem campanie anti-fake, coaliții oficiale, cu ăștia, tot contează foarte mult. Dar la noi oamenii se tem de cuvântul propagandă, deși el are o semnătate științifică, este o cum, un set de acțiuni de Așa comunicare menite să te convingă de anumit lucru. Nu neapărat că tot timpul e, da. e, e ceva vezi doi litri negativ. de apă în fiecare zi. Asta tot e propagandă. Sau nu fumatului, propaganda antifumat. Sau, sau propaganda nu mai de la, anti... la păcănele, ar trebui să fie o propagandă, dar nu s nu, da, Sau anti-alcool, eu țin da. minte în perioada sovietică ceva, niște revisti, Eram mic când dus, ceva mi țin minte, propaganda, lupte cu alcoolismul. Era Urbăciov, s-a da. apucat să scoat viile de la noi, tot prin 86. Deci sau cum au zis dar sovieticii în Ucraina să nu se mai mănânce Da, Dar o, o propagandă agresivă, de război, destructivă, care vrea azi să distrugă, să creeze efecte azi. Propaganda asta care vine astăzi de... din Rusia și, și, din alte părți vine, și din Iran, mai știu unii, dar din Rusia, că ea penetrează zonele unde se vorbește limba, da? Deci ea este atât de agresivă încât ea țintește niște obiective imediate. Fie da. să schimbe, să fure agenda politică, fie să inverseze conștiința și percepțiile publice, fie chiar să creeze niște probleme fizice, materiale, de exemplu prin dezinformare. Dacă apare o boală sau ceva, să spună că nu e boala asta, dă-te cu capul de perete că te ajută mai tare decât să consulți un medic. Sori că dau așa o comparație, dar unele le ajung la limita aia. Deci nu trebuie să ne rușinăm să facem noi propagandă, dar corectă, fiindcă altfel nu o dăm jos. Fiindcă aici intrăm în zona polit corectnessului, da? Corectitudinii politice. No, noi nu putem să zicem că asta era... Mă scuzați de informații, da? Trebuie să zicem că suntem să analizăm, să facem două coffee break-uri și să gândim o strategie cum să oprim această propagandă. Nu! Deci dacă ieși și spui, băi, asta e de fapt ceea ce vă dă vouă, nu-i marmeladă, dar -i... Rahat. Rahat. Deci asta trebuie să le spui și le spui cu curaj des răspica și de mai să nu. Nu, iată ținut de corectitudinea politică. Deci se poate și cu corectitudinea politică. Se poate, se poate, dar noi acum vorbim despre niște campanii care de război informațional okay. care vor să atingă obiective imediate, destructive. Și hai să la noi, la voi, oriunde. Hai să o spunem pe șleau. Sunt în derulare acum. Da, iată acum au loc, și aici în România. Fix în momentul în care noi vorbim și sunt mai puternice ca niciodată. Da, nu pot să zic că sunt mai puternici ca niciodată, că s-ar putea să fie și mai puternici mai târziu dacă noi tot suntem relaxați. Noi, noi, suntem mai alerți, dar tot nu facem suficient. Dar în România eu observ că, în special, cei care înțeleg bine online că aici nu poți să dai doar pe politică, e ușor. Zici, a, e Vasile Vinovat sau Gheorghe sau cum, ministrul care se ocupă de asta. Nu, aici e vorba de o coaliție, dacă doriți, de o coaliție civică care trebuie să existe. Re coaliție? Că... Coaliție civică? Adică o, o, niște români care să lucreze împreună la o chestie? Da. A, bine, ok, hai că se schimbă subiectul. Da, dar uitați-vă, de exemplu, foarte mult aduc, aduc experiența ucrainenilor, care, da. din punct de vedere a războiului informațional, brilliant, da? Internațional, local, comunică, știu să seteze agenda chiar dacă sunt un război cu un amic mult mai mare. Dar să vedeți că nu e făcută doar din niște agenții sau că iau și o structură la Ministerul Apărării, e foarte mare acolo. E foarte mult parteneriat cu influențe, cu oameni care își mult mai bine decât instituțiile. Nu, <coughs> românii nu dau uh, share la o chestie decât dacă e un mesaj puternic negativ. Dacă este ceva folositor, mh, să uită, citez, merg mai departe. Noi am rămas și noi cu multe tarele comunismului. Taci din gură, nu vorbi, nu deranjați-ne pentru tine. Foarte bine. Păi ea că poți să-l faci negativ împotriva unei campanii care îți vrea rău. Înțelegeți ce vreau Sunt să zic eu? Interesantă. Poți să faci Sarte negativ. Tine. Anume negativ. Asta trebuie să spui. Nu poți să spui deci că bine. Dacă ce aveți vore. puțin timp liber, vă recomand să vedeți postarea pe care o să o dau eu pe internet cu dumneavoastră după ce terminăm interviul ăsta. M-a speriat. Parcă n-am zis nimic de rău. Păi, <laughs> asta și ideea. O să vedeți ce, vă vine acolo, că o să aveți de lucru. O să aveți acolo niște un sample. Uh -huh. A, ăștia care comentează. O, oh, dar eu îi văd când mai scriu din când. Ultima vreme nu prea scriu că am mult de muncă și am, am început să înțeleg că îmi răpește foarte mult timp și Așa. eu nu, nu muncesc acolo, dar mi-i drag tot ce e online. Da, nu cred că încă trebuie să mă dezvăț să stau atât de mult să citesc. Eu sunt consumator de produse, dar comentariile sigur că le văd și în permanență, indiferent ce aș posta, poate fi și o chestie de viața mea privată cu, nu știu, fac hiking sau culeg struguri am sau zis. ceva și să găsesc doi, trei care <gântări> să, să toarne ceva. Dar asta e... Asta e riscurile locului. Dacă te-ai băgat acolo, tu știi că sunt și din așa, Deci nu cred că fac ei. Mereu de altceva. Ce am descoperit, de exemplu, la mama mea, deci care stătea și îmi citea nu știu ce știri. Zic, mamă, dar de unde le citești? Sunt eu că el cam sună. Și spun, de -ai aici, de pe site-ul ăsta. Sau tu ne -o acolo. Că nu prea le percep toate. Și ea zice, ia de Unde e citea comentariile? În concepția ei, comentariile sunt ca Art. și știrea, deci ea nu admitea că asta e... Așa e. Zic, mamă, dar scrie cineva acolo, nici nu-i numele lui, tu, că se vede că sunt niște porecle, da? Asta e problema, că sunt mulți oameni care consideră că acolo... Pe mine nu mă prederanjează deja, mi-am făcut pielea groasă la chestiile astea, deci nu... Până, până când... Le citesc, doar și le iau în serios pe cele care mi sunt adresate critic, dar mi sunt adresate mii și știu măcar că omul care îmi scrie om, nu e... Aha. Un bot sau ceva acolo în care stai anonim și își varsă amarul pe viață sau primește și bani pentru asta. Da. Că noi sunt mulți care primesc bani pentru a comenta. Aveți, postaci, aveți dovezi în legătură cu chestia asta? Pentru că atunci când eu am vorbit despre amplificare cu boți, mai ales din anumite zone, s-a râs de mine. Unii, românii nu cred că în România, spre exemplu, există boți sau pur și simplu postaci plătiți. Ei cum să nu fie? Dacă este o fiartă, de deci, ce să nu fii cerere, și invers este cerere, este o Cum să nu fii? Deci, credeți că sunt oameni care ar plăti pentru o reclamă să-i facă la televiziune, dar n-ar plăti pentru cei care fac uh, gălăgie acolo, în subteran, la subsol, uh, în comentarii? De deci, ce nu? Sunt. Deci, e naiv să consider că nu sunt. Sunt și foarte mulți. Eu nu zic că oamenii critică, care critică sunt așa, nu. Sunt care critică pe bine, pe bune, da. asumat, sunt care critică pur și simplu trebuie să critique. Problema internetului e că e liberă, deci e foarte liber și poți să spui ce vrei, da. poți să spui și multe chestii nocive. Eu nu sunt pentru reglementarea internetului, că până la urmă nu poți. Ori e așa, dar ceva trebuiește de, de gândit acolo. Deci ce facem? Ce facem la capitolul ăsta? Pentru că una dintre, una dintre puținele soluții pe care le-am văzut și sunt total de acord cu ce ați zis, că atunci când vezi dezinformare, trebuie să vii să vorbești despre chestia să vii să o contracarezi. La noi chestia asta funcționează și nu prea. Ce-am văzut însă că funcționează la nivel internațional și o strategie introdusă, spre exemplu, după ce multă vreme rețelele mari de socializare au promis că o să-și facă curățenie plătind oameni care să curățe mizeria de acolo, da? Să scoată tot ce era de abuz, de imagini care nu pot fi văzute, lucruri de felul ăsta. Spre exemplu, Accenture aveau niște contracte de miliarde cu Facebook doar să facă curățenie și plăteau oamenii cu niște sute de euro care asta făceau. Efectiv, făceau, vidanjau Facebook-ul. Chestia aia nu a funcționat, pentru că pe Facebook s-a organizat inclusiv uh, genocid. Da, am avut țări în care am avut inclusiv genocid organizat, orchestrat prin manipulare și propagandă pe Facebook, pentru că Facebook este internetul de facto în anumite părți ale lumii. Cred că mai nu și Republica Moldova. Nu, deja noi ieșim din Facebook și ne-am mutat în TikTok. A, sau așa. Unde există e? deja cenzură uh, pe Facebook. Îți mai opresc paginile. Ca urmare a exemplului care le-ați dat, acum mai recent, facebook e destul de dur. Hai să vedem ce o să se întâmplă cu în Facebook. În schimb, în TikTok... Nelimitat. Nelimitat. Ce vrei să spui? Absolut ce vrei și cum vrei. Ei, ce-am văzut eu diferit și aici cred, vă, vă, propun o variantă. Cum ar fi, spre exemplu, să avem uh, conceptul ăsta de community notes, nu știu că l-ați văzut pe Twitter, adică X. Adică oamenii pot adăuga, spre exemplu, la o știre publicată, poate să vină cineva care a fost validat de comunitate că nu zice prostii, să spună uh, cititorii au adăugat context la această știre. În realitate, uh, personajul uh, Pistrinciuc nu a făcut chestia asta în data de, conform acestor surse oficiale, era la o întâlnire unde discuta despre cu totul altceva, nu era în vița de vie furând strugurii bietului țăran. Dacă e așa și e ceva care o să dea un pic de eficiență, sigur că sunt pentru, dar trebuie să vedem cum aceste lucruri funcționează. Eu nu sunt specialist, dar de multe ori am văzut când s-au băgat anumite restricții sau reglementări, de exemplu în Facebook, eu nu prea înțelegeam cum funcționează ele în spate, algoritmi, nu sunt din domeniul ăla, dar Vedeam efectul. Păi am observat că după dacă se bagă prea multe restricționări, parcă noi ne bucurăm aștia că, că spunem, băi, trebuie să mai fie și ceva cenzură sănătoasă, păi după aia apare altceva unde nu există și unii mai rău decât la ăștia. Deci, deci lucrurile evoluează. Nu, nu cred că există cenzură sănătoasă. E, da, este o dilemă. Eu cred că am putea să facem o emisiune separată, dar... Ea există, noi o aplicăm și ne autocenzurăm, și dumneavoastră puteți să spuneți mult, mai multe lucruri da. care să vă dau un exemplu. Ceva timp în urmă, vreo două săptămâni sau trei în urmă, un, un politician, un ministru la Chișinău, era în conferință de presă. Ați văzut sau nu imaginea, nu știu dacă ați văzut-o și ei, el e în timp foarte fain comunică bine, deci cumva, cel puțin la nivel de comunicare, n-am văzut să aibă, da, a avut o mică greșeală. Deci cineva din ziarești insista pe plăcea, și întrebare, le răspundea, nu-i plăcea iar în ceva de genul ăsta insista și n-a microfonul și a zis de ce mă mm -hmm. o înjurătură la adresa lui, s-a auzit da, e o greșală. da, o condamn îl critic pentru asta dar vreau să le zic la foarte mulți de pe ambele tabere că în gând toți foarte des pronunță chestiile astea când cineva te enervează sau cineva spune. Da, da ei își fac meseria lor și ei săraci de ziariști. Trebuie să-și facă meserie și enervează pe, pe polițieni Nu știu, nu vreau să mă judeci foarte mult, dar e și prea mult puritanism acolo. Deci noi vrem cumva să avem niște chipuri cioplite, să nu înjuri, să nu scuipi, să nu fac dar și ei sunt oameni. Deci nu, nu există ideal. Citiți undeva că, uite, din cauza acestui mișcări foarte duri care există în Europa de corectitudine politică, deci apar tot felul de malformații politice care duc în extreme, înțelegeți? Când omul acolo Știu, unde este el nu poate să zică a, a, a grupul 31 de pro-Palestina de la Harvard. Nu neapărat asta, sunt partii din ultra ultradreapta care ajung, uitați-vă da, da, părțile, face, boala asta face excrescențe peste tot. Dar nici nu e ok să începem să înjurăm în studiouri și în conferințe de presă, nici asta nu e bine nici nu este ok să ataci un ziarist Verbal, da? Își face meseria. Mie mi-e teamă că noi în Europa am devenit uh, atât de toleranți cu. noi ne-am obișnuit să comunicăm liber, încât atunci când vine cineva cu bocanci murdar de noroi, vine direct din rahat aici pe masă și începe și bate, ne uităm la el și noi credem chiar că să-l ascultăm pe ala. Nu! E, e jeg. Jegul nu are ce căuta aici. Hai să punem o limită pentru cât de. Nu poți să spui chiar orice. Nu, bun. Depinde cum se face limita asta. Eu, de exemplu, nu aș vrea ca cineva să pună o limită cu omul cu bocan și murdar nu are voie să intre în studio. Deci, la figurat vorbind. Nu, el are voie să intre în studio. Nu, nu are dacă, voie să descalțe la ușă. Nu știu. Depinde de, deja de tradiție. Dar altceva este dacă omul promovează informație dăunătoare sănătății publice sau integrității public. n, -a, n -a de da. unde să știm. -are cum... Pentru că și el și are susținătorii lui. Ce este sănătos pentru societate? Cred că până la urmă tot societatea trebuie să decide. Trebuie să găsim un mecanism de corecție prin care oamenii care spun prostii să poată fi contracarat și răspunsul la discurs de proastă calitate este mai mult discurs din partea cealaltă. Și asta e adevărat, că ele sunt legate. Nu știu morse, cum să reglementezi foarte mult. Ați întrebat ce e de făcut în situația dată. Eu cred că noi suntem la o etapă foarte Și aici nu fac diferența între Republica Moldova și România, poate că în Republica Moldova e mai mult atenție pe subiect, fiindcă suntem în proximitatea războiului și ne afectează pe noi direct. Și o luați în serios, nu ca noi. pe noi. Nu, pe noi în fiecare zi asta ne, ne, cumva ne preocupă, dar ceea ce trebuie să facem, că aici e la fel, deci primul pas este să ne întâlnim, nu o să vă plac ce am să zic eu, să ne întâlnim să ne vedem, fiindcă chestiunile de securitate informațională în mediul internet sau online, de comportament, de anti-fake news, de rezistență și contracarare la războiul informațional, după mine țin de parteneriatul care poate să existe dintre instituțiile statului și tot ceea ce aici înseamnă societatea civilă, în cazul cine? dat în mediul online. Cine se întâlnească? Deci trebuie, în primul rând, de exemplu, să se întâlnească, să vă întâlniți voi. De cei care au influență foarte mare în mediul online, okay. între voi, sau dacă da. este cineva de la guvern care vrea să discute pe temele date sau audă ce spuneți. Noi să spune. ne vedem cu guvernul. ați Un îndeplinit. reprezentant am în vedere. Că guvernul nu trebuie să am vină avut noi Cineva o întâlnire... care se ocupă de politica ne... informațională a statului. Ne-au din... ne căutat acum vreo 4-5 ani cineva de la NATO. Ne-am văzut odată cu Ministerul apărării și cu NATO. Atât. Eu o să zic, polițienii însă și o teamă, dar sunt instituții care se ocupă de asta sau care au o curiozitate cel puțin să o facă. Dar chiar dacă vă întâlniți singur, nu știu, cineva de inițiativă, asta e o chestie foarte, foarte utilă. Și spuneam, pe exemplu, Ucrainei ei reușesc din cauza că s-au unit toți, da? Fiindcă foarte mult know-how din intermediul celor care influențează opinia publică prin internet niciodată nu are cum să existe în instituții. Prin definiție, că el nu poate să fie acolo. Chiar dacă noi intrăm într-o situație ideală, ce este ideal? El vieția, nu știu, Danemarca, el nu o să poată să funcționeze. Așa. El funcționează unii spirit liber, echipă, oameni de alt fel, deci care sunt teribiliști într-un fel. Fac greșeli, da, ei toți comit greșeli. Da. De. De, de exprimare, nu știu ce ți-ai spus părerea, nu uh, intră cu trendul uh, corectitudinii politice sau incorectitudinii politice. Dar oamenii ei sunt o resursă extraordinară pentru nu doar pentru chestiune de comunicare pentru țară, dar pentru chestiune de rezistență. Deci oamenii din TikTok de care noi este mai care mai conservativi și spunem hai pe TikTok acolo tatuați, fac niște filmulețe despre cum să facă mâncare top, 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 sau top. nu știu ce acolo. Eu știu vorbesc cu ăla. Stai nene, el ăla știe foarte mult. El știe cum, el poate să influențeze zeci de mii de opinii într-o într clipă. E, și nu le da. interesează poate politica, fiindcă el face lifestyle, exact. de exemplu dar el are o cunoștință și o experiență extraordinară și pentru medicină, și pentru mod sănătos de viață, și pentru ce nu neapărat să facă din lifestyle, să apucă să sau din gaming să apuce să facă lifestyle, ce? dar cel puțin el poate, de exemplu, să observe anumite tendințe da. care există acolo pentru sănătatea și interesele strategice a țării, fiindcă noi tot dăm pe poli, dar noi tot aici trăim. Noi aici vrem să trăim, corect? Da. Și dacă cineva vrea să ne afecteze Că dacă, bunăstarea, dacă... trebuie să facem noi ceva. Dacă vrem să plecăm, putem să plecăm de mult. Cred că cel mai mare păcat pe care îl avem noi în relația cu oamenii ăștia de pe internet, de pe TikTok, de pe Facebook, de oriunde este că s-a împământenit un cuvânt pe care eu îl consider greșit. Nu vreau să spun urăsc, pentru că nu, nu spun niciodată chestia asta, dar îl detest. Cuvântul de influencer. Care a, 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 căruia i s-a dat o conotație peiorativă, negativă, că ăla care este influencer este ceva rău. De ce? Pentru că ăla uh, uh, promovează niște chestii rele. Oamenii nu, înțeleg foarte puțin ce înseamnă să lucrezi în fața publicului, indiferent de palier. Nu spun, Doamne ferește, că sunt de acord cu multe din prostiile pe care le spun oameni expuși la oameni care sunt vedete, să le spunem, altădată le spunem vedete, acum le spunem influenceri. Dar niciunul dintre cei care critică, habar nu are cum să-și creeze o comunitate. Pentru că dacă ar fi încercat vreodată să-și creeze o comunitate de oameni care să-i urmărească constant pentru ceea ce au de zis, ar înțelege că acel influencer nu se duce el și le spune hai, încolonați-vă toată lumea, valiniați aici, ascultați comanda la mine, o să faceți așa. Tu ai o responsabilitate față de oameni. Fie să n-ai responsabilitate, ești o oglindă a unei bule. Da? Eu, eu da, într-adevăr încerc să-mi ajut comunitatea, să o cresc să o educ. Bă, dar niciun caz nu a, a, Nu-mi colonez eu aici a niște milioane de oameni care se uită la mine, hai, toată lumea comanda la buc, nici ascultați aici, băgați, hai, și vă dau și extemporal. Nu, eu sunt o reflexie a lor. Iar influențele de care spune asta sunt o reflexie a comunității, o reflexie a țării în ansamblu. Să negi pe oamenii ăia care creează comunitate înseamnă să negi țara. Da. Și eu asta și vă spun. Eu consider că o formatoare de opinie, mi-mi place să nu influențe, dar formatoare de opinie, care, nu știu, poate să aibă o pagină TikTok despre cosmetică și cum să-ți vopsești unghiile. Eu cred că ea poate fi foarte utilă într-un context când asupra societății și a țării da, se perindează pericole externe grave. Da. da? Oameni... Într-un război informațional ea poate fi un, un soldat accesăm? foarte bun. Cum o accesăm? Pentru că oamenii ăștia nu pot fi încolonați de guvern. Pentru... Nu vor asculta comanda Pentru... la guvern. Dar... Dar, păi, asta și e problema. Deci, cum a spus dumneavoastră întrebarea, că trebuie să de comandă. Nu trebuie comandă. Pentru început trebuie să se vadă oamenii între ei. Fiindcă, din păcate, unii nu știu despre prezența altora. Înțelegeți ce spun eu? Deci trebuie să existe o comunicare, trebuie să existe un format unde se vadă, se discute, să întâlnească, să deci cineva care de, să le O comunitate de lideri de opinie. O opinii. comunitate a comunităților, dacă doriți. O comunitate a fiecarei audiențe sau a okay. eco care există. Fiindcă publicul, în genere, există în teoria sociologică, nu este, ați spus corect, de fenomenul de bulă, deci se folosește. Și nu este o bulă care, societate care vedeți, e compusă din mai multe bule, dacă doriți mai mici, care vibrează la ceea ce se întâmplă în societate. Acum, din cauza că o parte din aceste grupuri care mai înainte se întâlneau unde? Până la, pare, cu internetul. Grupuri profesionale, la serviciu, vecini, în comunitate, religioase, unde se vede la sport. Acum chestia asta a migrat într-o zonă invizibilă pentru unii care da. nu o văd. Și consider că este acolo cumva marginală, nu e adevărat. Credeți-mă pe mine, în anumit context, pentru țara ta, pentru siguranța ei... Și fata care face reclamă cu ruj sau ceva acolo în TikTok e poate fi foarte utilă și poate fi mult mai importantă decât un mega expert în statistici e, și nu știu ce acolo. Deci ea poate să vă spună mai bine da. pe cine se perindează informația așa atacul ei, no pressure, La fel cum no pressure pe la fel cum ajunge ceasul la beauty deci eu citeam știri cum a ajuns ceasul ăla, doamne ferește, când i-au chemat la armată în Ucraina să-și apere țara, știam că într-un într detașament acolo este unul fost IT, altul e barbershop avea, al patrulea inginer, al cincilea șofer de autobuz și alții stau împreună toți și fac chestia asta. Deci din punct de vedere că fac paralela cu un război informațional, fiindcă acolo ne aflăm, sunt oameni care trag de și împing lucrurile spre niște obiective încă o dată destructive și imediate, dacă o să spunem și o să cu deștiu că avem guvern, avem ce, nu știu ce, nu o să facă, fiindcă nu e acolo. Deci nu aparține spațiul ăsta instituțiilor de stat. Deci trebuie să apară o inițiativă destul de sănătoasă în în deci, mediul ăsta. De, 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 Eu am să vă dau un exemplu. Cum procedăm? Luăm influencerii și le facem curs. Eu am, de fake news. am un prieten care s-a pensionat, era lucrător umanitar, a trăit mult timp în Republica Moldova și s-a pensionat în nordul Italiei. El fiind elvețian, da, stă aproape de țara lui, mai merge încolo și odată, el m-a luat într-o localitate mică la Hotar cu Italia în Elveția. Era ceva un fel de carnaval. Ce o, o sărbătoare locală, o comunitate mică. Și el a venit acolo, o localitate mică, îi cunoștea și acolo erau cineva, cânta la o trompetă, o orchestră improvizată, un teatru, stradă, niște mâncare afară, cum se face și la noi, evident, ca în Elveția mai, mai aranjat. Și la un moment dat, prietenul ăsta meu îmi spune, uite, ăla care e cu trompetă, ăla e primarul localității, ăla e polițistul, ăla e preotul, deci... Aha. Și zic, da, cum? Zic, și n-au avut altcineva cine să cânte. Zic, nu, 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 deci la noi e așa. Deci, ea că ei cântă, ei sunt greu făcute, că ești comunitate. Eu am fost la altă am adus ceva ca ei să organizeze aici chestia asta. Și am intrat într-o discuție foarte importantă despre cum e organizată federația, chestiile astea. Și el spune o chestie care e foarte critic și el față de țara lui, că prea mult date de la bani, nu știu ce nu-i place acolo. Dar zice, uite, chestii care e foarte bună. Deci, la noi și în aceste localități, E niciodată nu o să aștepte să le spune cineva de la centru. Dacă ține de bunăstarea lor, eu o să o facă singur fără să ceară voie. Și dacă mâine cineva o să zică că nu mai este guvernul federal acolo, al confeder confederativ, cum se mai numește el, nu zică, ok, nu noi, noi mergem mai departe, ne organizăm viața de zi cu zi. Eu nu zic să scot responsabilitatea despre guvern, eu sunt interesat în ca lucrurile să fie eficiente. Dacă tu ai să ceri de la ministrul X să se reglementeze TikTok-ul, nimic bun din asta nu o să iasă. Exact. Deci nu o să iasă, n -are de unul, fiindcă domeniile astea sunt două dimensiuni ca cosmosul cu abisul, deci nu, se, nu se întâlnesc. Dar în mijloc sunt oameni. Sunt oameni care, cum le spuneți noastră, influențări de punct negativ, la noi la, și noi există și influencer și experți. Ziariște de multe ori te prezintă expert și te zic, dar eu nu mi-am zis că ești expert. Nu, cred că ești expert. Voi mă invitați să vă spun. nivelul o părere. următor, deci există influență și pe există expert. Da, și devine un fel de ocară, dar eu a, le spun, numiți-mă comentator. Nu știu dacă România mă încă nu e expert, încă nu e pe orativ. O să devină și la noi. Probabil. La noi este, deja gata. Deja nu știu cum să mă prezint. Eu mă prezint simplu. Vadim, spuneți-mi că dacă spun și numele de familie, unii nu o pronunț. cum trebuie și mai bine ziceți să Vadim. Nu-mi trebuie să-mi să scrieți regalele, că nu asta contează. Deci oamenii ăștia trebuie să se întâlnească. Ei sunt o resursă enormă în care pot fi foarte util pentru comunitatea lor da. sau pentru țara lor sau în situații în care suntem noi să fie și ei să -și aducă contribuția la siguranța informațională da. și bunăstarea societății. Asta ar fi o soluție, dar mai am o idee. Ascultând, mă mi-a venit mi în minte un amic, un român, care uh, muncește în străinătate și în timpul lui liber uh, stă pe TikTok ia mesajele uh, de dezinformare pe care le vede la anumiți politicieni și face clipuri de răspuns la ele. Și spune, nu domnule cutare de la partidul cutare, nu e asta, așa cum ați spus, pentru că în data de aia ați spus altceva. Fac checking, o verificare. Ah, bravo, fac o foarte Și omul intelă. asta face cu timpul lui liber și mi se pare, mi se pare, când am văzut prima oară chestia asta, am zis, Păi, dar ce interes ai? Zice, cum ai adică, dar nu poți să las pe asta. Și am mi-am seama de o chestie, exact cum, cum ziceați mai devreme. Românii, după ce se duc în afară, descoperă că până la urmă vocile lor încep să conteze. Atunci când sunt acasă, li se pare că contează mai puțin. La fel cum românii, spre exemplu, sunt mult mai atenți cu regulile de circulație și cu igiena, cu curățenia, după ce depășesc granița. Dar unii dintre ei reușesc după ce se întorc să păstreze din obiceiurile alea. Și cred că, până la urmă, într-adevăr, călătorind, mergând, văzând, poți să te inspiri. Eu mi-am mi -am luat foarte multe inspirații din Republica Moldova, eu recunosc. Adică am văzut acolo un nivel de motivație, de dorință, de întâlnire. Mă uitam, spre exemplu, la evenimentul lui Mihai Morar, de acum din weekend. 1.700 de oameni în, în sală. ce Mi se pare ceva spectaculos. Noi am fost cu antreprenorii acolo și am avut sală plină la, la Radisson. Am fost și acolo sute de oameni. Deci, mi se pare că în Republica Moldova oamenii sunt disponibili să se adune. Eu vă mai zic că este și un mic stereotip care îl simt eu la București. Voi mulți aici de la București considerați sau de la Cluj, de unii, că acolo oamenii nu vă cunosc. Dar eu vă spun că internetul nu are limite. Deci oamenii citesc, vă ascultă și pe dumneavoastră și alți informatori de opinie. Sau a venit, cu domnul Morare, a venit și părintele Nicolo Nicola. Și a văzut când s-au ridicat toți în picioare când a ieșit el pe scenă. Eu l-am văzut un pic, nu știu, a fost sau nu, dar am văzut pe fața lui, cred un pic a rămas surprins. Da. Că el nu, nu predică acolo. Da, da, da. Dar îl cunosc. Eu știu, de exemplu, știu, am prieteni în care merg la predicile sau discuțiile cu el, vin în România, deci când află că vine undeva în Moldova asta, deci el poate da. nici nu știe că are așa de mult susținători sau, Acum, sau din... dumneavoastră. Dar oamenii se informează din 2023, acest 2023 românii descoperă Republica Moldova, nu? Asta vreți să ziceți. Nu, eu vreau să zic altceva. Altceva. Ehm... Din păcate, tânăra generație de aici, de la București, nu chiar are mare interes să meargă. Deci, un profesor pe care îl cunoaștem, domnul Goșu, că vă spuneam de el, odată m-a invitat la o lecție de-a lui, sau după lecție era cu studenții care aveau la masterat, care făceau relații internaționale, diplomație, erau ani în urmă, înainte de pandemie a fost, nu așa? Înainte de război, după, înainte de pandemie, după și... Am discutat noi pe niște teme legate de nostalgia Uniunii Sovietică față de chestia asta și la un moment dat am încercat să discutăm și ei sunt viitori diplomați. Chiar dacă jumate pleacă în altă parte, cineva o să fie diplomat din ei. Mulți. Câți buni. Și i-am întrebat câți dintre ei au fost în Republica Moldova. am simțit că unii cunosc ceva, alții nu cunosc. Da. am simțit că eu nu știam. Cred că trei sau patru fusese în Republica Moldova, dintre care două fete care erau din Moldova partea românească, deci cum erau aproape și au mers cu părinții da. ceva activități. Cineva, unul sau doi care au fost în vizită intenționată iarăși cu părinții sau prietenii, deci din vreo 20 ceva, hai spunem, 30 de oameni, 4 sau 5 au fost tineri, da? 20 de ani cât au ei. Când a întrebat, dacă câți dintre voi au fost la Lisabona, dacă câți dintre voi au fost la Roma? Exact. Grecia. Sunt deci lor de călătorie și asta nu e o problemă a voastră, deci e o problemă a Republicii Moldova. Noi trebuie să o facem și mai atractiv, nu doar prin campanii din astea mainstream de atracția a da. țării, că, tradiție, mister. Ei pentru altceva se duc la 20 de ani, că e cool să vadă că uite, zona asta e așa un pic încă înc neexplorată, uite ce poți face când eram la facultate, veneau de multe ori au schimb de studenți și mă ocupam cumva de chestia asta. Și când veneau studenții germani sau din SUA, din Germania sau din SUA, după ce le făceam eu programul, îi duceam și la bere și încolo, vrem să mergem în Transnistria. Stați un pic. Dar de ce vreți să mergeți în Transnistria? Că nu chiar, și le spun, eu zic, ia că deschidem site-ul ambasadei voastre, vedeți? Și scrie aici că ei nu vă asigură. Sau spun măcar să-i anunțați, sau uitați să vă atent care sunt regulile dus. Că se poate de dus. Faci o notificare acolo la așa zisul hotar și îți dau voie. Dar pentru mine conta, de ce vor ei să facă acolo? Și în mintea lor este că acolo este un fel de Uniune Sovietică, muzeu în aer liber, mi-a spus un american. Și este it's an open air museum of Soviet Union. Și, undeva el are dreptate că iau acolo semne de civilizație modernă, cum ar fi supermarketuri, benzinării, mai știu ce, bancomate. Dar în rest au conservat destul de tare arhitectura de atunci, monumentele, Lenin este piața centrală, oh. știe, magazine care mai seamănă cu cele din trecut și se duc încolo, cumva este cool să explorezi. să vezi. în timp. Și acolo, în tiradă, au apărut deja niște localuri. Din astea mai. mai pentru tineret, din astea neconformist, berării, nu știu ce. Deci, cumva se creează o infrastructură și e bine că merg. E rău că acolo sunt niște proceduri destul de urâte care ca să mergi să vedeți. Dar ce vor? Deci, se, noi se, suntem se de vină, nu putem să... Nu, 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 trebuie să te registrezi, A. să, să anunți când pleci. Sunt niște, niște chestii din astea și nu ți simți în siguranță că e no man's land într-un fel. Noi nu avem posibilitatea să protejăm, dar ei încearcă să fie destul de atenți cu turiștii. Deci ei înțeleg că na, deci trebuie să fie atenți și sunt o enclavă. Dar noi trebuie să ne facem tema de acasă. Să... noi nu avem munți, nu avem mare, am avut, dar nu avem. și atunci, ce atragi? Prin stil. Ce aici am citit, am citit ce ați scris și dumneavoastră ca de ospitalitate, de chestii. Deci chestiile astea trebuie să da. explorate nu doar în mainstream. S-au făcut. S-au făcut campanii de țară bunișoare, interesante, da. clipuri, sunt și acum. Am văzut aici, au făcut review-uri, ce clipuri bune, dar tineretul de acolo un pic e altfel. Pentru deci avem că... programe. De exemplu, sunt programe ca să vină tinerii care lucrează pe meserii mâine o să devină funcționari publici de rang înalt. Ar trebui să mergem mai des. Într-adevăr, e, e mult mai ușor să ajungi la Lisabona sau la Barcelona decât la Chișinău, dar problema nu este doar asta. Problema este că foarte mulți români nu au ajuns niciodată la Suceava sau la Oradea, unde iarăși îi ajungi mai greu decât ajungi la Lisabona sau la Barcelona. Și cu siguranță mai greu decât ajung la Chișinău. Chișinău e mai aproape de București decât satul mare, Oradea, poate Iași în anumite momente, uneori și Clujul, sau Brașov un weekend, când e trafic. Nu, dacă o să așteptăm autostrăzile, apoi nu o să ne vedem mult timp. Haideți totuși o să încercăm să mergem pe drumurile care le avem. Pentru că nu e, nu e, nu e chiar atât greu, de greu și este un city break foarte reușit. Eu am, senzația mea după trei zile acolo a fost că nu mi-a ajuns timp. Nu, nu mi-a ajuns timpul să iau Chișinău la picior să-l văd. U, siguranță. Și dacă ați văzut doar Chișinău, iarăși ați văzut doar o parte. Nu, nu, nu prea am stat în Chișinău, am fost în, a, în tabără, Am fost la Skyland, lângă oraș. Da, 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 da foarte, este foarte aproape. fain Dar Jumătate de zi să, la Cricova, că na, ce să faci, trebuie deci să duci la să, să să mergi la pas prin Chișinău să mergi prin sate și dacă mai ai niște istorii care vrei să le urmezi, de exemplu, sunt, am un prieteni care își cătau uh, predecesorii, că erau da. din, din refugiații de după război, că au da, da, rude da, da, da. sau cineva care e interesat de istoria anumitor scriitori. Deci, deci, deci... E, e păcat că vorbim mult despre Republica Moldova, dar ne ducem prea rar și, și eu am păcat ăsta, pentru că am fost de zeci de ori, de zeci, de multe zeci de ori în străinătate, o singură dată în Republica Moldova și mi-asum chestia asta și am de gând să o corectez, dar nu... Dar noi vă iertăm că ați făcut, spus o vorbă bună și ați scris și oamenii au văzut asta și vă iertăm că ați venit doar o singură dată și vă invităm să veniți mai des. Păcatul e cu atât mai mare cu cât bunicii mei sunt de lângă Iași. Și când stau de vorbă cu oameni din Chișinău, inclusiv fizionomiile îmi sunt familiare. Asta nu știu dacă au o fizionomie aparte. Dar, nu, dar există, există uh, moldovenii. Poate ceva dintre... care vă pare mai familiar, mai, familiar, și mai da. aproape, da. Da, unii dintre ei aveau fizi fizionomie, unii, unii dintre oamenii care au stat de vorbă se mânau cu bunicii mei. Nu, asta înseamnă că este ceva mai spiritual în dumneavoastră, care încă Însă, nu e închis. Încă e un închis. Capitol nu. nu închis, da. Dar cu toate astea, percepția mea, și din nou, mi se pare foarte tare cum. Uh, am început să mergem din ce în ce mai mulți fără să ne trimite nimeni. Foarte important. Nu există un program național să unim creatorii români cu Republica Moldova. Nu există nimic de genul ăsta. Nu ne-a încurajat nimeni să ne ducem acolo. Am făcut tot de capul nostru. Am zis, hai mă să încercăm. Și nu e neapărat meritul meu. Mai degrabă meritul lui Vlad de la Romanian Business Club a zis, băi, auzi, hai să facem un eveniment cu antreprenori acolo. Vii și tu? Da, mă, hai că vin. Și efectiv, dintr-un hai, hai că vin, S-a născut o chestie genul ăsta, din, din, dintr-un moment din asta după care se leagă o grămadă de chestii, deși chiar și eu am avut în anturajul meu oameni care mi-au spus, băi, fain, trebuie să, trebuie să ajungi acolo, până nu te duci prima dată, până nu treci prima oară granița, până nu treci la albița prima oară și vezi că nu e No nu e Tiraspol, nu e Transnistria, este Republica Moldova și este o țară europeană care mai are nevoie doar să-și asfalteze drumurile. <laughs> Eu aș am să spun că sunt locuri în care noi avem drumuri nu mai rele decât. Da, <laughs> decât așa România. este. Dar după C ce, am parte dar, de, dar, de al, dar sigur că și mai ne -norocirea ne -norocirea de 85, care e moartea, după ce treci granița, se mai strică un pic drum. Adică e un pic de nivelat. Dar nu are gropi. E doar de nivelat. Se poate. E adevărat. Începe. Uitați-vă că ați atins o strună foarte importantă. Deci nu putem să impunem pe oameni să ducă încolo, că e clar că turismul în Moldova e diferit de turismul în, în Portugalia. Și mie îmi place Portugalia și îmi place bun. și Grecia și, și totul este bine. Ceea ce trebuie de încurajat este ca aceste interacțiuni să fie cât mai dese și o chestie de, de percepție și o chestie de gândire. Încerca, sau nu știu, eu le sugerez prietenilor mei tot timpul, le dau un sfat să încerce să ne privească nu prin prisma politicii externe, cum s-ar duce da. undeva în afară. Păi duceți tot la voi. Da. Dar e o parte, suntem un neam o țară, dar da. e o parte că acum suntem două state, că așa e istoria, da? și nu, 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 tot timpul întorci înapoi. Poți să o corectezi azi sau mâine, dar nu e mental să te gândești că nu te duci în afară peste hotare. Deci tu să vezi o parte a țării tare care e mai interesantă decât uh, care era a societății tale. Deci, Asta ar ajuta foarte mult. Așa e. Inclusiv, inclusiv, deci nu, nu vorbesc de, nu ne băgăm în chestiile de cu unirea, deși ar fi frumos, dar asta e o altă A, temă. Am mai fost întrebat, m-a întrebat și Dorin Galben, chestia asta mi se pare un răspuns și mi se pare un răspuns foarte simplu. Cei care vor să audă subiectul unirii aici, părerea mea mi se pare foarte simplu. Cât, în momentul în care Moldova intră în Uniunea Europeană, dispare granița, suntem acolo? Da, suntem acolo. Dacă dispare granița, da. dacă dispare granița și drumul va fi mult mai exact. mai ușor dar nu doar asta contează, sunt multe alte domenii în care putem să unificăm lucruri, în educație se fac de. foarte multe chestii, în societate în, în, în domeniul dumneavoastră și ați fost prima dată, multe lucruri s-ar putea Evident. de forțat pozitiv am în vedere, de le mai grebit da? Nu e, nu e taxă la vamă, nu te să-ți iei viză în afară de oprire la punctul ăla de control, nu e nimic și ai limită într-adevăr la cât vin poți să acasă, pot confirma că am atins limita <laughs> Da, Dar fac mai e, multe drumuri. Este un șeretlic. Dacă sunteți mai mulți în mașină, deci veți mai mult. Mai mult exact. Și deci, deci, dacă mai luați... Ia niște prieteni. Da. Ia niște prieteni. Uh, și atunci, cred că este un teritoriu de explorat, pentru că are foarte multe oportunități. Ce-am văzut eu acolo, mie, percepția mea în legătură cu Chișinău, este că este un oraș în dezvoltare. Adică e imposibil să fie traficul ăla și oamenii să nu se ducă undeva. Că nu plătește nimeni să stea blocați în mașini. Nu, dar e traficul fiindcă nu știu cum ne-am făit noi așa, parcă ne-am plâns când e greu, dar numărul de mașini pur și simplu excelează orice capacitate rutieră. Și nu sunt mașini vechi, Și primarul, acum să alegerile la noi, el, cum pietoni i-a câștigat, că a reparat trotuarele, dacă ați remarcat, e destul, dar, 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 evită problemele stringentele ale orașului. Care sunt? parcări, circulație, unde ai voie sunt, unde nu ai Parkările voie. La noi îmi parc. parchezuri unde asta strică toată circulația. Și cumva la noi, la e, noi... factorul administrativ evită problemele mari și încearcă să focuseze pe problemele mai, un pic mai mici, dar care arată mai bine, mai catchy și mai repede poți să le Și care se pot face mandatul ăsta. Mai, mandatul ăsta. Dar astea sunt probleme în care trebuie discutat. Deci noi nu avem parcări. Deci la noi poți să parchezi sub un pom, sub un parc, fără să... Dar nu parcările rezolvă traficul. Transportul public. Și transportul public. Și iată vreau să zic, dar... O dar, centură. în cazul Chișineului, foarte mult transport cu mașina privat trebuie descurajat. Exact. Deci trebuie să descurajat ca Deci dacă vreți să vă simțiți ca la București sau ca la Cluj, în Chișinău e la fel sau mai rău din punct de vedere al traficului. Vă, veți simți ca acasă. E, am putea multe, dar sunt mai scurte. <gurăși> Cu orașul mic. Oh, nu. Mi-a luat o oră să tranzitez. A, tot orașul? Da. A, puțin v -a luat da, dar nu, nu, e trafic. Chișinău are trafic. Este, și la un moment dat m-a scos Waze-ul pe un drum din asta, doamne, era o pantă, am urcat până de am zis, doamne, să nu mă răstorn aici. Credeam că fac o fraud. Nu cred că el va a dus pe undeva să nu stați în... Păi da, a... pentru că pe, era un drum din ăsta ocolitor care era Avem probleme foarte multe, cum sunt și aici, deci nu e nicio situație, dar noi trebuie să ne privim nu de, pe, de peste graniță unul la altul. Trebuie da. să ne privim ca un tot întreg, nu știu, ne nu țin minte exact numele, dar era un stand-up, un, stand uper din, de aici, din România, care vorbește în engleză, deci face un stand-up în engleză, nu știu. Ah, da, da, e un român un... care e în, în SUA, sau uh, nu cred că e în Londra. Sau în Londra. Da, și eu îl urmăresc. Eu am văzut doar o secvență, mi-a arătat cineva că când Denis, vorbea despre că nu Moldova, probabil, da, dar era, avea, făcea o glumă, o, o, o cu Republica Moldova. Și, a, nu, el explica în engleză de unde este el, el e din Moldova. Și spune, dar știți că noi avem în engleză, spunea el, nu mă dau cu engleza aici, mai fac greșeli și atunci mai apar la comentarii și filologii englezi. Și el spunea Academicen. că uitați-vă, academicieni, da, cred că greșeli din limba română deja le cataloguează cineva. Și el spunea că eu sunt din Moldova noastră, în engleză, dar voi știți, noi avem două moldove, deci avem una interior, dar una o ținem în afară, în caz de vin ruși și să le Trist, adică e bună glumă, dar și trist în același timp, deci nu of, da, le o... Deci o... Dar le -o dăm? Ce cred moldovenii? Dacă, dacă ar pica Ucraina, dăm, dăm Moldova roșilor? Nimeni nu se dă, nimic și nimic nu se dă. Dar asta și... Cum Știți că e un, scenariu e, pe e un, e un scenariu pe care se pedalează mult pe internetul românesc. Sigur că e, de dar scenariul ăsta era vizibil. Că Ucraina fiindcă... trebuie făcută bucăți și Moldova, asta e, o să o pierdem. A, nu. Astea, acest, scenariu, acest scenariu este partea unor uh, operațiuni de dezinformare și de atac informațional, de război informațional. Nu mă rușunesc deloc să spun că astea sunt și să nu se respiește. Hai și noi să împărțim București în voievodate, nu vreți? Ce, de ce înseamnă asta, Tu vine, Păi, vii deja invazie pe voi și, o și atunci tu spui că, ok, hai, voi ce dați teritoriile asta nu noi decidem asta, ei trebuie să decidă. Ei își apără țara, casa. Uh -huh. Deci sună, sună poate unele prea pompos, dar imaginați-vă că asta se întâmplă. E aici cade pracheta, aici nu cade azi, cade poimânii. Sunt total de acord. Nu contează lucrul ăsta, adică suntem cu toții alături de ucraineni, pentru că este pur și simplu o țară suverană care a fost invadată de o altă putere militară, da? de o altă țară. Aici e o invazie. Este un război, în toată regula, nu este nicio operație acolo, la fel cum să mai sunt și altele pe planetă în momentul ăsta. Când alegi un smartwatch, trebuie să decizi dacă vrei să fie elegant, să fie de la un brand anume, sau să înregistreze cu precizie bătăile inimii, pașii, somnul și diferitele tipuri de antrenament pe care le faci. Profesioniștii și atleții în general folosesc Garmin tocmai din acest motiv, noile Garmin Fenix 7 Pro cu cei mai noi și mai preciși senzori și cu sticlă din safir, ramă din titan și încărcare solară sunt acum disponibile pe shopul nostru pe Gadget Boutique. Avem atât varianta de 47 de mm, cât și pe cea mai stilată de 42 de mm. Intră pe gb.ro să vezi dacă ți se potrivește pentru stilul tău de viață. Noi le purtăm deja de câțiva ani. De aici, așa când te uiți către Republica Moldova, ne fiind nici în NATO, țară neutră, ne fiind nici în Europeană, ne fiind nici uniți, nefi, ne, având nici măcar un roadmap, ca să zic așa cum se mai ce în engleză, noi nu avem un calendar al unirii. Rom Bucureștiul, România și nici Chișinăul nu au curajul să iasă public, să zică ne-am unit, faceți ceva cu chestia asta, hai, joacă-o pe asta. Nu chiar așa se face, Dar, dar de ce nu? Bun, curajul sunt mulți oameni care pledează păi pe România, diseară. dar acum n-aș zice că în primul rând, ne vedem primul lucru trebuie să vă întrebați la București dacă într-adevăr doriți asta. Păi noi nu, doar Noi nu suntem în stare să autostradă Moldova, uh, facem al, doi, al, doilea, al doilea lucru care contează foarte mult, oamenii trebuie să dorească, sincer, uh, și când îmi spun să o dorească, asta înseamnă că o dorește atât de mult încât ești gata să-ți asumi și niște sacrificii, cu astfel de chestii. Al treilea om, al treilea lucru, oamenii în majoritate. Deci nu faci lucrurile astea. Așa, cumva... Ce, ce sacrificii? Care sunt sacrificiile? Deci orice lucru care vrei să-l faci o să... -ti -ti ce are niște sacrificii. O să trebuie să lucrezi pentru unificarea standardelor, pentru a aduce țările la Mie același mi se nivel. pare că Republica Moldova a tras foarte mult. Multe chestii sunt similare. Poliția de frontieră poliția de frontieră. Am văzut inscripții în limba română pe tot. N-am mai văzut chirilici aproape deloc. Da, multe chestii sunt ok. Sunt, sunt chestii în care mai, care, sunt, mai sunt avansati, unu la unul. de exemplu, pe Ministerul Afacerilor Interne, mea e la număr. Adică se leagă, e cam aceeași treabă. Și legislația și multe alte lucruri. Al doilea lucru care contează foarte mult pentru acest lucru, a spus foarte bine că noi noi nu avem un plan, un road și așa mai departe, fiindcă cei care nu trăiesc unirea sau cumva o promovează, ei din trecut se trag, deci ei se orientați prin trecut. Înțelegeți? Deci vorbesc despre unire nu doar înțeleg. din perspectiva unui moment din 1918, marea unire care ne permite nouă în jur. Logica cumva trebuie să un pic inversat. trebuie gândiți spre unire în termeni de viitor dacă vor să o facă. Și asta nu se face doar simbolic prin voturi, că ambele parlamente în nenumărate rânduri, sau cred că nu știu dacă în nenumărate, dar au fost și la centenarul Unirii, au votat declarații politice de Unire, dar nu se întâmplă nimic. Deci, eu nu vreau să dau sfaturi, dar e ca într-un mic proiect, cum spuneți, nu este. Deci trebuie să pui deoparte simbolismul și te gândești ok, asta nu e posibil astăzi, dar ce e posibil? Să avem un ecartament comun la trend. E posibil? Nu, nu. E posibil. Să avem un sistem de educație unificat, e posibil, e posibil. Să avem un sistem de sănătate, de exemplu, împreună. Că și acolo sunt bani care oamenii conizează și așa, e posibil, e posibil. Să avem standarde de construcții europene și calitative, e posibil, e posibil. Să avem un spațiu deschis unde să putem face business sau să vedem noi dacă vă putem oferi condiții care voi nu le aveți, că sunteți deja în UE, poate vă le oferim noi. Deci e posibil, e posibil să investească România în rețelele energetice, electrice, cu asta ne ține tot timpul Rusia așa strâns, e posibil? Iarăși e posibil. Sunt multe, multe lucruri pragmatice care pot fi făcute în toată ziua. Iată, ați mers pe la albiță, Sper că n-ați avut parte mare de cost, dar noi avem. Deci ne confruntăm cu asta, fiindcă am apreciat, am apreciat că sunt polițiști de frontieră tineri pe ambele părți. Care vin, îți iau pașaportul, nici n-ai ajuns în vamă. Ei încearcă să grebească lucrurile, dar fluxul de trans transport, inclusiv ca motive al războiului, că s-a triplat, s-a quadruplat. Da. Este o problemă. Dacă și acolo nu o să fie asta, o să fie puncte mai comuni, sau o să unificăm. Și sunt un mulțime de probleme și de, sacrificiu. Dacă mâine România, de exemplu, spune că ok, nu mai punem control la frontieră cu Republica Moldova. Aveți probleme cu Schengen, cu Frontex, cu altele. Dar voi... Și evident că m-am întrebat de sacrificiu. Te am dat un exemplu de un sacrificiu. Deci, nu știu dacă e corect să le ceri tuturor, a, ah, ok, deschidem frontiera acolo, dar în schimb pierdem cei ce oricum Mutăm toată tehnologia de pe granița aia, mutăm pe granița aia la Da, dar atunci schengen care oricum nu-i, dar nici nu o să fie dacă o să se întâmple asta. Înțelegeți ce vreau să zic? Oricum de că ne orice activitate trebuie să plătești bani. Dacă vrei să schimbi scârbe cartamele... Scârbele alea nu o să ne lasă să se că noi avem alte cartamente la tren Scârbele scârbe alea de austrieci nu o să ne lasă să Am zis. <laughs> asta decartamentul de tren la noi e diferit, altă lățime decât în România. Deci când vii la Ungheni să ridic trenul, se schimbă, se schimbă șinele, se schimbă roțile la tren, de toată chestia asta. Deci spuneți care ar fi sacrificiul? Asta costă foarte mulți bani să se schimbi. Se deci sunt multe chestii care absolut de acord cu ceea ce spuneți, trebuie o abordare programatică și focusată pe viitor, nu pe victorile trecute. Că victorile trecute Așa deja ne spun ne -au toți alimentat. politicienii de zeci de ani și de ani nu facem chestia asta. Până când într zi da, se... eu vă propun să discutăm noi. Până când o să ne trezim într-o zi și o să zicem, diseară ne vedem la Albița, semnăm bucata aia de hârtie. Fuck it, vedem noi după aia. Nu, nu, eu nu cred în asta, nu poate crezi. Eu păi, cred da, mai degrabă. le-am încercat. Nu. Eu cred mai degrabă în faptul că uitați-vă da și spațiul informațional. Mm. Domnul Bucnici a fost la Chișinău, a fost, a văzut și el acolo. Avem și noi. ce nu vă place influențeri, influențeriții și așa mai de de departe. sunt oameni interesanți. N-am zis eu că și mie ei nu au descoperit pe dumneavoastră. Și asta ați văzut și vinul și ați mai făcut și o postare. Mai vin încă alți prieteni, 2-3 și beau un vin. Și încep să apară probleme. Stai, băi băieți, dar eu am fost acolo, am văzut cum au făcut ei. Hai să facem și noi aici. Asta se face. Pas cu pas, mai mult contează decât uh, chestiunile efervescente ca șampanie care sunt foarte frumoase la moment ca declarații politice și pe urmă eu mai bine vreau 10 ori să veniți dumneavoastră în Moldova decât să mai fac o declarație politică da. și 10 și ca dumneavoastră să mai vină și alții oameni de afaceri și profesori da. și tineret și nu știu și cei iubitori de hiking și de ciclism ori să vină cât mai mult. Societate civilă... Și m-a costat 200 de lei curentul dus întors. Cam, A, cam, ați cam, mers cu curent. Și, alte... și am găsit și stații de încărcare. Și dacă mergeam economic, ajungeam cu un plin de curent la București, la Chișinău. Și start. ați găsit stații și, și în Republica, Moldova. Asta e da, da, mai mult decât mi-a trebuit. Am, am încărcat lent acolo la eveniment și mai erau niște stații rapide prin centru, dar n-am ajuns să le folosesc. Da, este și la noi de bea în derulare. Da, dar, Ce mi-a plăcut este că o stație nu mergea nu, pentru că nu puteam să mi adaug cardul să plătesc. A venit uh, uh, șeful rețelei, omul care se ocupă de rețea, că am vorbit cu Vicu de la Darwin. Mm -hmm. Și am zis, Vicu, nu merge stația asta. Ce să niște călsuni eu pe batul care a pus stațiile, că-l cunosc. L-a sunat, a venit omul, a stația. Până mă, mă uit mai târziu la telefon, mașina se încărca. Ne întoarcem înapoi, și noi e un sat mare. Deci oamenii se cunosc între ei, se sună. Da. Se... Așa este. E altfel. Mă bucur că ne-am văzut. V-am ținut destul. Mai, mai avea și altă treabă azi? Da, cred că mai avem. Cred ceva. că până la ora asta a vorbit și domnul Zelenski, în Parlamentul Român. Deci, o să comentăm deja cu altă ocazie. Asta poate, da. Când veniți la Chișinău. Eu n-am emisiune, dar ne facem, vedem? Una, facem una în afară. Acum eu îmi doresc mai, mai multe interviuri la Chișinău. Eu n-am să fac interviuri tot asta. Am venit pentru uh, Romanian Business Club. Ar, trebui schimbă, să schimbăm numele, să-i spunem Romanian, Moldevian, dar de fapt românesc. Așa. Uh, dar mi-ar plăcea să mă întorc să mai stau de vorbă cu câțiva oameni și nu vă ascund că îmi doresc să stau de vorbă și cu uh, doamna Sandu, dar nu numai. Pentru că am găsit un profesor foarte fain acolo la universitate pe care vreau să-l intervievez data viitoare când vin la Chișinău. O să fac un interviu. Nimeni nu se așteaptă la ce vreau să uh, ce interviu. Pentru că uh, Republica Moldova a avut șansa asta să aibă continuitate în niște industrii și niște zone de cercetare la, la care la noi sunt și nu sunt. Și admir chestia asta. Am stat de vorbă cu niște oameni care fac muncă în anumite industrie acolo și care sunt foarte buni profesioniști și au continuitate. Și asta mi se pare fantastic. Există valoare acolo. Și rămân, am rămas așa cu senzația asta că la cât de modern, de curat, de ordonat, de aranjat este totul, cred că Moldova ar putea să fie ceva de genul Toscana cum a fost odată pentru Europa. Eu sunt convins că va fi și mai bine. Nu știu dacă e Toscana, nu avem palate, nu l-am avut pe medici să ne, fa să ne facă multe chestii Acolo n-am avut. familie niște medici. Facem, dar. Mi-e plăcut mai mult de alurile fără case pe ele. Dacă mă întrebați pe mine, ultimul cuvânt, cum o văd eu Moldova, așa când ar fi să se dezvolte și economic, aș vedea o mult mai deschisă, cu mult mai mulți străini care lucrează în Moldova. Fiindcă Trebuie să compensăm pierderea de forță de muncă și ai noștri. Nu am văzut că vin, am văzut că vin o grămadă de străini acolo. Vin, dar încă nu vin la muncă ca să muncească, avem multe domenii în care trebuie să vină. Deci să fie atât de deschisă și liberă țara încât să fie foarte ușor să faci orice dorești tu și este legal și pentru binele comun. Da? Work from anywhere, să trăiești de la Chișinău. Să poți să te distrezi, să poți să, să să vorbească mai multe limbi, să vezi oameni de diferite confesiuni și asta înseamnă libertate și libertatea nu e o chestie imaginară, libertate înseamnă și bunăstare. Dacă nu ai libertate, nu faci afaceri, nu știi. În libertate, zis. în comunicare, în interacțiune vin și posibilități de a face și bani, ceea ce vor foarte mulți oameni care ne privesc sau vă privesc pe dumneavoastră. Da, și banii ajută ca să întreții la de viață. Din fericire, în Moldova, nu ai nevoie de la fel de mulți bani ca să treci bine și oamenii nu sunt doar după bani acolo. Sunt și oameni care sunt. A... Noi toți ne iubim casa și eu iubesc foarte mult și mă bucur că ați fost și dumneavoastră la Chișinău și sunt sigur că o să veniți și cu alte ocazii neapărat. O să mai vin. O să mai vin pentru că eu, eu cred că e ceva acolo care trebuie explorat mai mult și nu e vorba mistic. doar de mâncare. da. E aproape mistic, un pic. Acum, eu cred că există lucruri vechi pe care trebuie să le lăsăm în urmă, care nu ne mai reprezintă, dar sunt și lucruri vechi și bune de, de care putem profita. Tocmai. Și noi ne-am dus foarte mult către modernitate, către occidental, către orice altceva și sunt câteva lucruri pe care poate le-am pierdut pe drum. Și unele din ele, alea pe care noi poate credem că le-am pierdut, încă mai sunt în Moldova. În mai Bun. Vă din ce mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru cuvinte bune despre, despre Moldova. Mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc pentru faptul că a fost mult mai vorbăresc decât mă așteptam și mai deschis despre tot ce se întâmplă. Mă bucur că am apucat să ne vedem și eu zic să profităm cât putem de fereastra asta în care românii și cu moldovenii se pot vedea foarte ușor, că nu se știe niciodată. Mai bine profităm acum. Eu încerc să fiu realist. Sunt optimist în legătură cu viitorul, dar sunt un optimist realist. Profitați și voi. Mergeți și vedeți Republica Moldova și faceți-vă prieteni acolo dacă nu aveți deja sau întâlniți-vă cu rude pe care nu știați că le aveți. Mersi mult! Și dați un like, un share și un subscribe dacă v-a plăcut ce ați văzut și auzit ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Cred că este o discuție pe care trebuie să o ducem mai departe. Nu este ultima. Este doar una dintre ele. Dacă vrei să asculti aceste podcasturi, poți să o faci pe orice fel de platformă de podcasting, pe Apple Music, Apple Podcast, poți să o faci pe Spotify sau oriunde mai asculti tu în format audio, inclusiv pe site-ul meu. Dar cam atât pentru azi. Până data viitoare însă să vă fie numai bine!